Scumpi oameni ai lui Dumnezeu, vă invit să redeschideți Biblia. Îngăduiți-mi să citesc doar un cuvânt din carte. Prima carte a Bibliei, capitolul 18, versetul 19. Este unul dintre versetele biblice bine cunoscute de noi, datorită semnificației și însemnătății lui. Căci eu îl cunosc și știu care să poruncească fiilor lui și casei lui după el să țină calea Domnului, făcând ce este drept și bine, pentru ca astfel Domnul să împlinească față de Avram ce i-a făgăduit. Amin. Mulțumesc frumos, vă rog să vă reocupați locurile. Dragi oameni ai lui Dumnezeu, sunt bucuros să fiu și eu parte din experiența Bisericii Maranata, a frăției noastre din această seară. Vreau și eu să vă salut, să apreciez efortul dumneavoastră la sfârșitul unei zile de muncă să fiți în casa lui Dumnezeu. Apreciez bunăvoința fratelui păstor Moise Gaude, în primul rând pentru invitația care mi-a făcut-o și în al doilea rând pentru cuvintele frumoase care le-a spus. Dânsul este un om modest, echilibrat, integru și prietenos. Am o mare apreciere pentru dumnealui. Și în săptămâna aceasta, de fapt, sfârșitul acesta de săptămână a fost o bucurie pentru mine să fiu cu dânsul și cu dumneavoastră. Sunt bucuros să-i salut pe doi dintre oamenii lui Dumnezeu prezenți aici, pe fratele Augustin Costea, pe fratele Alin Bob și pe dumneavoastră pe toți. Pe unii dintre dumneavoastră vă cunosc, pe unii vă cunosc mai bine, însă pe toți vă salut și mă bucur de faptul că în seara asta suntem împreună înaintea lui Dumnezeu și înaintea conștiinței noastre. Așa cum a anunțat fratele păstor, în seara aceasta o să vorbim câte ceva despre această relație adâncă care oferă atâta satisfacție, dar și atâta durere uneori, dintre părinți și copii. Părinții ca educatori, iar copiii ca educați. Tema aceasta este extrem de vastă. Ea se intersectează cu experiența noastră, lucru care ne face să nu mai fim curioși. Vă întreb eu, ce ar putea să spună un predicator la o mamă care a crescut 2, 3, 4, 5 copii, cum să-și educe copiii? Întotdeauna când un predicator e pus în situația să vorbească despre lucruri în care oamenii au experiență, este mai greu să vorbească, pentru că nu reușește să-i mai surprindă cu nimic. Intenția mea nu este să spun lucruri noi, nici nu știu să spun lucruri noi. Intenția mea nu este să vă impresionez, nici să epuizez subiectul, imaginați-vă că este imposibil, ci doar să spun câteva gânduri pe marginea acestui subiect, crezând în inimă că asemenea mie și dumneavoastră aveți responsabilitatea de a crește copii și nu doar de a-i crește, ci și de a-i educa. În timp ce ne creștem copii, ar fi bine să ne întrebăm cine ne educă, cine influențează. Că de fapt educație înseamnă influență. Esența educației și a conducerii este influență. M-am gândit să vă ajut să vă destindeți un pic în introducere și să pun o întrebare. Ce se întâmplă acasă când mama lipsește? Copiii mănâncă ce vor. Beau uneori ce găsesc. Se joacă cu cine apucă. Conduc pe unde nimeresc. Micul infractor. Și se spală unde doresc. Vreau să împărtășesc cu dumneavoastră astăzi despre părinți și copii după modelul Creatorului. Și să spun că familia și biserica sunt cele două instituții care poartă pecetea caracterului și voii lui Dumnezeu. Fericirea unui om depinde cel mai mult de calitatea relației pe care el o are în mod personal cu Dumnezeu, calitatea relației spirituale pe care el o are în mod personal cu Dumnezeu și de calitatea relației cu familia. Și eu, ca și dumneavoastră, am întâlnit oameni realizați din punct de vedere intelectual sau financiar. Sau oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu și nu pot dormi datorită frustrărilor și a sentimentului de vinovăție foarte accentuat. De asemenea, sunt falimentari în familie unii dintre ei, îmbătrânesc și sunt singuri, doar cu banii lor și cu diplomele lor. Banii sunt buni și diplomele,
Însă toate lucrurile acestea primesc valoare când ești iubit și când ai pe cine iubi. Când te investești în niște copii și când aceștia fiind mari se întorc și spun mulțumesc, ceea ce sunt eu sunt datorită ție. Cuvintele acestea sunt mai importante decât orice altă realizare. Opinia mea personală la vârsta aceasta este că cine nu-i fericit în familie nu poate fi fericit în afara ei, pentru că Dumnezeu când l-a creat pe om, l-a așezat în interiorul unei familii. Familia este un cuib pentru om. Nimic nu demonstrează mai mult spiritualitatea unui om ca și calitatea vieții lui de familie. Cred din toată inima că oamenii lui Dumnezeu au familii sănătoase, uneori, în ciuda dificultăților cu care ei se confruntă în interiorul familiei. Fratele păstor pomenea mai devreme despre fiii risipitori. Am făcut odată o predică în care am subliniat că atunci când fiii risipitori se întorc acasă, trebuie să găsească niște tați primitori. Să nu uitați că s-ar putea să existe copii risipitori care se întorc, dar nu găsesc părinți primitori și atunci pleacă din nou, că e mai bine cu oricine decât cu cine trebuie. Calitatea de a fi om, de a avea caracter, se formează în copilărie. Și procesul acesta de a educa se numește educație. Fiecare copil are cel puțin un handicap. Uneori este imaginar, alteori este real. Uneori este genetic, înnăscut, alteori este dobândit. De cele mai multe ori este dobândit. Dacă e genetic, se numește temperament. Dacă e dobândit, se numește caracter. Atunci când oamenii sunt confruntați cu propriul handicap, se creează valoarea de sine. Și fiecare dintre noi avem o valoare de sine care s-a format în copilărie și care se consolidează tot timpul până murim. Noi suntem această valoare de sine. Familia este singurul loc unde omul nu este disprețuit și nu este invidiat. Întotdeauna noi oamenii avem tendința să disprețuim pe cei ce sunt mai jos decât noi și să invidiem pe cei care sunt mai sus decât noi. Soția nu m-a invidiat niciodată pe mine, pentru că ea este eu și eu sunt ea. Noi amândoi suntem una. Și nici nu m-a gelozit, nici nu m-a disprețuit. Familia e singurul loc unde aceste lucruri nu se întâmplă. În rest, oricare dintre cele 7 miliarde de oameni, dacă ești într-un moment slab al vieții, te vor disprețui și vor spune săracul de tine. Iar dacă ești mai sus, te vor invidia și vor încerca să își manifeste invidia într-un fel negativ. Primul lucru pe care vreau să-l afirm este faptul că Dumnezeu conduce lumea prin structuri de autoritate pe care El le-a creat. Spre exemplu, prin guvern, liderii politici și sociali. Biblia ne spune să ne rugăm pentru ei, chiar dacă nu suntem de acord cu ei. Politica lor nu o putem controla, dar ne putem controla pe noi să împlinim porunca lui Dumnezeu care ne-a ordonat să ne rugăm pentru ei, pentru că ei influențează societatea în care noi trăim mai mult decât noi toți la un loc. Școala cu profesorii și învățătorii. Chiar dacă școala astăzi a devenit un pericol pentru copiii noștri, chiar și din punct de vedere intelectual, dar în mod deosebit din punct de vedere moral și spiritual, noi trebuie să ne rugăm pentru profesorii de la școală. La servicii avem șefi, avem manageri. Biblia ne spune să ne rugăm pentru ei. La biserică avem pastori, prezbiteri. În familie avem părinți. Aduceți-vă aminte că organigrama divină pe care o prezintă Pavel în 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 3, vorbește despre aceste structuri de autoritate pe care noi trebuie să le respectăm. Spuneam ieri și reafirm astăzi, omul care nu respectă structura de autoritate care e deasupra lui, la un moment dat, nu respectă pe Dumnezeu care a pus structura aceea. Originea educației este Edenul și eu vreau astăzi să ofer exemplu educației divine, care e modelul ideal pentru educația umană. Aș vrea să fac puțin o paralelă între felul în care Dumnezeu a educat primii oameni, ca să ofer un model despre cum ar trebui să ne educăm noi proprii copii. Oricare dintre noi s-ar oferi ca un exemplu, nu ar fi un exemplu ideal și ceilalți probabil că s-ar simți umiliți. Dar dacă oferim exemplul lui Dumnezeu, Dumnezeu are dreptul să fie un exemplu pentru noi. Uitați ce vreau să spun. Dumnezeu l-a informat pe om despre interdicția pe care i-a pus-o. Ce vreau să subliniez este faptul că un părinte trebuie să explice copilului că a intrat într-o lume unde nu poate avea tot ce dorește. Țara aceasta este de plâns și este de milă. Pentru că este formată într-o oarecare măsură, nu știu procentul,
din oameni care, în loc să-și conducă copiii, sunt conduși de copii. Accentuează exagerat de mult, interzis de mult, prietenia dintre părinți și copii și neglijează autoritatea dintre părinți și copii. Prietenia între părinți și copii este bună când se fac copiii mai mari. Însă autoritatea părinților pentru copii este absolut fundamentală și mai ales când copilul e mic. Dacă copilul crede că ești doar prietenul lui, atunci când se va face mare, o să ai multe dezamăgiri. Trebuie să fii prietenul propriului copil și când se face mare, rămâne singura metodă de a rămâne lângă el. Altfel, o să-ți spună minciuni sau nu o să-ți spună nimic din secretele vieții lui pe care o să le împărtășească cu prietenii. Dar dacă ești doar prietenul copilului, atunci niciodată nu o să-l poți influența. O să crești un străin pe care îl influențează mass media, prietenii și alte surse de influență. Dumnezeu l-a informat pe om despre interdicție și i-a spus, poți să mănânci din asta, dar nu poți să mănânci din asta. Vreau să vă întreb pe cei care sunteți părinți, permiteți-mi să fac asta. Eu nu fac o notă de superioritate. Eu o fac de pe o poziție de frate al dumneavoastră și vreau să vă întreb, sunteți siguri că atunci când ați primit un copil de la Dumnezeu, ați primit și autoritatea să-i spuneți copilului, până aici ai voie în casa aceasta. Dacă copilul vă conduce prin țipete, prin plâns, numit răsfăț, în general când ești un părinte tânăr nu știi asta, dar atunci când ți se fac copii mari și vin a doua categorie de copii numit nepoți, atunci puțin privești lucrurile diferit, dar prea târziu pentru prima echipă. Dumnezeu l-a avertizat pe Adam despre consecințele neascultării. Un copil trebuie să știe că dacă trece pe roșu, primește $75 amendă. Atât e amenda. Și când trece pe roșu, atâta trebuie să plătească. Ce-ar fi un polițist să spună, știi ceva, hai dăm $2 așa că nu vreau să-ți dau 75. Mâine ai trece de 10 ori pe roșu, că pentru $2 se merită ca să te grăbești. Regulile sunt clare pe șosea. Dacă nu sunt clare în raportul dintre noi și copii, copiii vor ști asta și ne vor manipula. Mai ales pe tați fetele, mai ales pe, pe mame băieții. Dumnezeu s-a ținut de cuvânt, judecându-l după dreptate. Fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale mai mult decât de mine, spune Dumnezeu, uite, te pedepsesc. Am spus că dacă o să calci pe becul ăsta, te pedepsesc. Un părinte trebuie să se țină de cuvânt. Trebuie să-i spună copilului, asta-i voie, asta nu-i voie. Trebuie să-i spună, dacă faci ce nu-i voie, să știi că primești pedeapsa aceasta. Și dacă, dacă copilul o încalcă conștient, atunci trebuie pedepsit. Nu înțelegeți că cuvântul pe care eu îl folosesc pedeapsă este sinonim cu bătaia. Bătaia este o formă agresivă de pedeapsă. Probabil că ea este potrivită uneori mai mult la anumiți copii decât la alții, în primii ani ai copilăriei, dacă un copilul se face mare, el nu mai poate fi bătut. Pentru că ține minte, îi se conturează personalitatea și te urăște. Nu te mai uită. Când e mic, uită de astăzi până mâine. Biblia spune să folosești noiaua. E adevărat că nu bățul. Dumnezeu a pus întrebări de identificare. Nu cumva... Întotdeauna când aveam copiii mici și călcau pe bec, îi chemam, spuneam, te rog să iei loc acolo, te rog să te uiți la mine, știi că ceea ce ai făcut este rău? Spunea, da sau nu. De ce ai făcut asta? Nu știu. Nu se poate, aștept de la tine un răspuns. Asta nu-i răspuns. Nu știu. Spune-mi ce știi. De ce ai făcut asta? Scopul meu era să-l ajut să gândească, să se simtă rău datorită procesului de judecată, nu datorită pedepsei. Când s-au făcut mari, spunea, ceea ce ne-a terorizat cel mai mult erau cele 20-30 de minute când ne bombardai cu întrebări și pur și simplu mai bine ne dădeai o palmă și ne lăsai în pace. Dumnezeu a stabilit vinovăția și a rostit pedeapsa în termeni foarte clari. Cu trudă îți câștigi existența, în sudoarea feței îți mănânci pâinea, femeia va naște copiii cu durere, dorințele tale se vor ține după bărbatul tău și așa mai departe. Dumnezeu a rostit pedeapsa în termeni clari. No, stai că te omor și îl omor de 20 de ani și tot viu este. Copilul vede că are cu cine și de cine și sigur că se raportează pe măsură. În general copiilor nu le e teamă de mame. Sunt și mame care inspiră teamă, dar cele mai multe nu reușesc. Dumnezeu a adus argumente. Ți-am poruncit să nu mănânci,
Nu te-ai ținut de cuvânt, ai fost infidel față de mine. Relația noastră se bazează pe respect. Tu nu m-ai respectat, meriți pedepsit. Eu sunt un Dumnezeu neserios dacă ți-am promis că te pedepsești și acum nu mă țin de cuvânt. Dumnezeu nu este coruptibil. Părinții coruptibili sunt slabi. Scumpii mei, copiii nu se nasc buni sau răi, se nasc doar copii. Ei devin buni sau răi, dar să nu vă supărați dacă vă spun că numai părinții buni cresc copii buni. Dumnezeu a găsit în final o soluție de restaurare. Noi nu aruncăm niciodată apa în care am spălat copilul împreună cu el. E adevărat, copilul trebuie pedepsit, dar trebuie pedepsit cu înțelepciune și niciodată la nervi. Dacă copilul simte că îl bați datorită nervilor pe care îi ai, nu te va respecta. Va ști că te răcorești pe pielea lui. Este interzis să-l bați pe copil la nervi. În primul rând îl bați mai mult decât merită și nu are efect. El o suportă că n-are încotro, dar în inima lui nu te respectă pentru că l-ai bătut datorită nervilor. Trebuie să ieși puțin afară să te liniștești, te întâlnești cu el când îți trec nervii și dacă vrei să-l pedepsești, trebuie să-l pedepsești logic, să-i spui de ce îl pedepsești, să-i exprimi că ești mirat că nu te respectă. Ai putea să spui, nu mai gândește-te dacă eu nu te-aș respecta pe tine să-ți aduc mâncare, ce ai zice despre mine? Ajută-l să înțeleagă. Fără să se simtă vinovat, ajută să priceapă de ce îl pedepsești, că dacă doar îl pedepsești să te răcorești, ți-ai rezolvat doar problema dumitale, nu și pe a lui. Și mă gândesc că el trebuie educat. Atunci când vorbim despre educație, trebuie să acceptăm că ea este complexă. Educația este foarte complexă. Nu cunosc niciun părinte perfect. Acum când copiii noștri, mă refer la mine și la soția mea, s-au făcut mari, s-au căsătorit și ei au copii, îmi este jenă de anumite aspecte din comportamentul meu, unele de omitere, altele de comitere, pe care eu le-am făcut sau pe care trebuia să le fac și nu le-am făcut în relația cu copiii mei. Ei s-au făcut mari și copilul când e mic e ca un bulgăre mic de pământ moale, la care îi dai orice formă vrei. Un pământ moale e modelabil. Dar dacă pământul se întărește, nu-i mai poți modifica forma. Copiii noștri nu-s mereu copii. Într-o zi vor spune, babacule, până spune babacule, mai poți să-i spui copile. Să știți că se expiră timpul nostru de a ne educa copii. Unii își educă copiii după ce se însoară, oameni buni. Să nu mai faceți asta că le creați mari probleme în familie. Dacă n-aveți timp 18 ani până se căsătoresc, măcar faceți-le bine de atunci încolo dacă n-ați reușit să le faceți până atunci. Când s-au căsătorit, lăsați-i în pace. Că îi puneți în conflict cu persoana care au ales-o tovarăși de viață. Copilul vă suportă, că e tati și mami, dar tovarășul ăla spune, ce se bagă mă taică tot peste noi? Și are dreptate. Ai avut timp 20 de ani să te bagi, unde ai fost? Metoda mea de a vorbi direct nu exprimă lipsa mea de bun simț, nici ironie sau superioritate. Eu sunt un părinte ca dumneavoastră, cu greșeli și probabil calități, dar vreau în seara aceasta să identificăm adevărul din Biblie și să lucrăm cu acest adevăr, chiar dacă el uneori ne lovește, ne umilește și ne spune acolo, nu ai nota 10. Atunci când vorbim despre complexitatea educației, trebuie să spunem că educația se face prin învățătură și metoda este repetiția. Învață pe copil calea care trebuie să o urmeze. O să vă spun ceva. Imaginați-vă că aici am o agendă pe care noi o cumpărăm la sfârșitul anului pentru următorul an, agenda în care să ne scriem evenimentele importante. Agenda este goală, toate filele sunt albe și nimic nu-i scris în ea. Când începem să scriem, scriem pe prima pagină. Scriem pe a doua pagină și până la urmă, la sfârșitul anului, ajungem la ultima pagină. Așa este memoria, sistemul de judecată, facultățile acestea de gândire al unui copil, e ca o agendă goală, când se naște e goală. Și tot ceea ce scriem pe ea în primii 2 ani, nu se șterge niciodată și lucrurile acelea sunt lucrurile care îl influențează pe copil pentru întotdeauna. Aș putea să ofer un exemplu la o persoană foarte în vârstă de aici și să ne spună câteva amintiri de la vârsta de 5 ani. O să vă surprindă că poate să ne spună multe amintiri de la vârsta de 5 ani. Și după ce termină, o să ne întrebe, da, nu mai văzut unde am pus ochelarii.
Pentru mine e șocant că un om la 70 de ani sau la 80 de ani își aduce aminte ce a făcut la vârsta de 5 ani, adică cu 75 de ani în urmă, și nu mai știe unde a pus ochelarii de acum 5 minute. Ascultați-mă, tot ce se scrie pe primele pagini rămân principiile de viață ale acelui copil. Chiar dacă între 15-25 de ani are o ieșire în decor, pe shoulder, el revine și restul vieții principiile acelea îl călăuzește. Sunt bătute în inima lui. Și tot ce scrie pe ultimile pagini, le uită, nu mai are nicio semnificație. De aceea învață-l pe copil când e mic, când primele pagini sunt deschise și poți scrie pe ele. Nu spune așteaptă să se facă mare. Când s-a făcut mare, primele pagini sunt scrise cu altceva. Le-au scris cei de la Hollywood, le-au scris psihologii de la școală, care îi spun de pe la 12 ani poți să-ți iei chestia aia în buzunar și să-ți vezi de treabă. Dacă educația se face prin învățătură, corectarea se face prin disciplină. Dacă educația prin învățătură se face repetând, să nu-l întrebi așa cum l-am întrebat eu. Bă, dar ți-am spus de 10 ori, mă, tati, mă. De câte ori trebuie să-ți repet? Ascultați-mă, educația se face prin repetiție. Vă dau un exemplu simplu. Imaginați-vă că atunci când m-am întors cu fiul meu de la spital, l-am pus acolo în pat și i-am spus, ascultă-mă, pe tine te cheamă Emanuel și ești băiatul meu. Pe mine mă cheamă Luigi și stai căto. Asta e casa noastră, eu sunt șeful, tu ești subalternul. Credeți dumneavoastră că o să știe ceva din ce i-am spus eu? Nu. Vă pun o întrebare. Cum știe el că îl cheamă Emanuel? Pentru că de mii de ori îi spui Emanuel, 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 Emanuel și în mintea lui el asociază prin datorită repetării, asociază numele cu el. Și restul vieții oricine ar spune că nu-l cheamă Emanuel, el va zâmbi, va spune, fii serios. Repetiția este mama învățăturii. Repetați copiilor fără să vă supărați pe el că e a mia oară. Nu e nicio problemă. Asta se numește educație. Și educația e un proces. Uitați-vă acolo, corectarea este un eveniment. Nu-l bate toată ziua. Nu-l cicăli toată ziua. Fă asta cât mai rărus ca să aibă efect. Ca și cu cafea. Dacă o bei în fiecare zi, poți să bei și noaptea că tot dormi. Dar dacă nu bei cafea și bei odată, două zile, zicea cineva că nu-l apucă somnul. Educația se face prin repetiție, prin învățătură. Corectarea se face prin disciplină, prin pedepsire. Cine cruță nu iaua, urăște pe fiul său. Acum, ceea ce spune Dumnezeu aici intră în conflict cu psihologia pragmatică a Occidentului. Aveți de ales. Oricum, atunci când copiii vor fi mari, o să știți cine a avut dreptate. Educația este un proces, ea trebuie făcută mereu cu răbdare, mereu aceleași lucruri spuse din nou și din nou. Dacă nu vă supărați, și Dumnezeu face la fel cu noi. Trimitem fiecare duminică cât un predicator care același cântec îl cântă și el de când ne-am pocăit. Dă-i, dă-i, dă-i cu pocăința, dă-i, dă-i, dă-i cu nu mai minți, dă-i, dă-i, dă-i cu nu mai fura și parcă îi spune, mai fă, Domne, o pantomimă, fă ceva să ne distrăm, tot cu asta vii la mine. Dumnezeu ne repetă până când am îmbătrânit, tot din Scriptura asta ni se spune, pocăiește-te, nu mai minți, nu mai fura, ai grijă cu vestimentația, mai încet cu... Tot asta ne spune Dumnezeu, repetare, repetare, repetare. Pavel zice, mie nu mi-e greu să vă repet, iar voi aveți nevoie. Dacă noi suntem așa adulți, dita mai adulți, da, copila și ea. Dacă dumneata n-ai răbdare cu propriul copil, crezi că o să am eu? Educația e un proces, disciplinarea e un eveniment. Adică răsucește-l un pic și lasă-l în pace. Nu răsuci toată ziua. Educația trebuie făcută permanent. Disciplinarea trebuie făcută doar când este nevoie. Doar când este nevoie. Dar când e nevoie să-ți faci timp de dumnealui. Atunci când vorbim despre educație, trebuie să spunem că în Noul Testament, ca și în Vechiul Testament, Biblia vorbește despre lucrurile acestea. Spre exemplu, în 2 Timotei 3:16 sunt trei cuvinte care vorbesc despre asta. Uitați-vă un pic la ele. Să învețe este educația constructivă. Să mustre este disciplina corectivă. Și să îndrepte e disciplina punitivă. Punitivă înseamnă să-l pedepsești cu nuiaua, cu urechea, cu alte treburi. Biblia spune, învață-l pe copil. Asta construiește. Construiește caracter în el. Spune-i tot timpul. Nu-i spune așa de des încât să devii ieftin. Spune-i cu greutate, găsește un moment potrivit. Nu-i spune când nu-i atent, că el o ia drept cicăleală, că iar trebuie să-i spui. Spune-i, uite-te puțin la mine și spune-i ce ai de spus.
spune-i mai rar ca să fie important ce îi spui, ca să te respecte, să știe că atunci când vorbești trebuie să tacă. Dar dacă vorbești toată ziua, toată ziua trebuie să fii atent și e cam greu pentru un copil. Gândește-te la lucrurile astea. Cei de la radio știu că numai 8 minute poate să stea un om, că nu vede pe nimeni la radio. Auzi doar. Și nu poți să stai atent, după 8 minute te pierde. Și tot timpul, nu mai faceți o probă la radio, să vedeți că după 8 minute, pam, e un zgomot așa aiurea. Ăla știți ce face? Te aduce din nou pentru următoarele 8 minute să fii atent și din nou face un zgomot. Uneori predicatorii care cunosc psihologia aceasta, la câteva minute mai fac câte ceva, că altfel în 40-50 de minute rămâne singur. Educație constructivă e prin învățare. Educație corectivă e prin mustrare. Copilul trebuie mustrat. Trebuie mustrat. Dacă nu-l mustră mama, nu-l mai mustră nimeni. Și apoi el trebuie îndreptat. Asta este ca la carburatorul Daciei din România. Trebuia reglat, trebuia fixat. Care sunt rezultatele atunci când un părinte știe că un copil trebuie să îi se spună, trebuie mustrat, avertizat și apoi trebuie aranjat un pic, să fie ajutat. Nu vă aduceți aminte cum am hotărât noi ieri că judecata în 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 31 și 32 este așa. E judecată personală. Dumnezeu îți dă dreptul să spui iartă-mă, tată. Îmi pare rău, mi-e rușine de ce am făcut, mă corectez. Dacă faci asta, Dumnezeu e ok. A uitat. În sensul că nu-ți mai impută ceea ce ai făcut. Dacă nu vrei, vine cu nuielușa. Păi, trebuie într-un fel să te bagi la colț. Crezi că te lasă în pace? E, exemplul lui Dumnezeu de tată, crezi că e violent? Nu. Vei fi un tată mai bun decât Dumnezeu? Nu. N-ai nevoie să-ți educi copiii cum își educă și Dumnezeu toate adunările de pe fața pământului? Ba da. Iar dacă Biblia spune că dacă nu se corectează nici din judecata personală, nici din noiaua lui Dumnezeu, la judecata de apoi sunt copii care se pierd, n-ai ce să le faci. Ai avut 18 ani în mână să-i formezi și ai fost prea ocupat, ai muncit 2 geaburi. Când te-ai dus acasă, ai mai deschis și televizorul și copilul a stat cu computerul, cu toți destrăbălații de pe computer, cu toate mizeriile din filme și sigur că la 10 ani și-a luat iPhone cu internet pe el, se bagă sub plapumă și acolo se uită la lucrurile din mintea lui, care sunt curiozități. Dacă n-ai văzut Grand Canyon, vei vrea neapărat să-l vezi, că nu vei putea să stai de curiozitate. Iar după ce îl vezi, se creează dependența. Prima problemă e curiozitatea, te uiți să vezi cum ești. După ce te-ai uitat odată, haț, te-a prins. Și asta se numește dependență. Și îl duci la dezalcoolizare, îl duci la destutunare, îl duci la... Trebuie să ai grijă de copil. Nu numai să-l crești, să-i dai pâine și salam. Trebuie să-l educi, să-i dai mâncare și pentru asta. Asta nu e o glumă, nu e un moft, nu e o chestie intelectuală. Este o responsabilitate a părinților. Să dea înțelepciune în neprihănire... Și omul lui Dumnezeu să fie destoinic. Dacă vreți copiii noștri să fie echilibrați, trebuie educați. Nu crescuți doar. Animalele doar se cresc, n-au nevoie să fie educate. Dar oamenii, ei au rațiune, sunt după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Ei trebuie educați. Trebuie să creăm automatisme în ei prin repetare. Prin repetare. Biblia spune, dacă îl înveți pe copil când e mic, când va îmbătrâni, nu va uita, nu va ocoli, nu va evita ceea ce a învățat în copilărie. Dar trebuie învățat cât mai timpuriu. Spuneam ieri și repet, dar nu are importanță așa ce spun eu. Important este dacă ceea ce spun este adevărat. Educația unui copil se face de la 0 la 2 ani. Mi se pare pur și simplu dureros și îngrozitor această realitate. Educația unui copil se face de la 0 la 2 ani. Până la ce vârstă învață un copil limba maternă? Până la 2 ani. Cum se numește un om care știe a doua limbă? Deștept. E, copilul ăla e deștept, a învățat limba. Și dumneata spui că lasă-l că nu știe. Păi cum a învățat limba dacă nu știe? Ascultă-mă, eu nu sunt sigur cine nu știe dintre ei doi. Educația unui copil se face până la vârsta de 2 ani. Până la 2 ani el știe ce-i voie și ce nu-i voie. Dumneata știe, știe tot. După 2 ani până la 7 se mai rectifică, iar de la 7 până la 12 se fixează. Dar educația de bază, angro, se face între 0 și 2 ani. Atunci trebuie să-i spui, hei tinere, nu-i voi acolo. Iar dacă nu înțelege, spune, vină un pic încoace să te ajut. Trebuie neapărat să
îi interziți să facă lucrurile interzise, pentru că atunci, dacă dumneata îl răsfeți și orice e voie, mai sunt oameni care, părinți care, dacă îngrijitorii de la școala duminicală sau probabil și dumneavoastră aveți un loc unde sunt îngrijiți copiii mai mici, dacă cineva îi spune, hei, potolește-te odată, vine mama și spune, cum ai îndrăznit să țip la băiatul meu? Și așa îl crește. E, întreb eu, polițistul nu va țipa la el când va face gafe pe la intersecții? Ba da, judecătorul nu va țipa la el, ba da. Dacă îl crești în felul ăsta, îl crești într-o lume ireală. Pentru că el când va fi adult nu va găsi o lume unde face ce vrea. De ce îi dai impresia că va trăi într-o lume unde face ce vrea? Există pentru cineva dintre noi o lume unde facem ce vrem? Da, de unde? Suntem îngrădiți ca niște... Suntem foarte îngrădiți. Jucăm cum ni se cântă. Poate că familia este locul unde suntem puțin mai liberi, dar și acolo soția la soț, soțul la copii, soțul la soție și părinții la copii și așa mai departe, creează anumite reguli. N-am vrut să greșesc, a fost absolut neintenționat. Știu că dumneavoastră mă acuzați de intenție. Gura păcătosului adevăr grește. Acum pot să spun că și urechea păcătosului. Ce înseamnă să educi? Așa cum biserica dedică pastori, diaconi, prezbiteri pentru lucrarea lui Dumnezeu, așa părinții trebuie să-și dedice copiii pentru Dumnezeu, pentru demnitate, pentru o viață de principiu, de succes, de performanță. Copilul trebuie dedicat pentru asta. Ascultă-mă, copilul dumitale poate învăța în primii 4, 5, 6 ani de viață cel puțin 5, 6, 10 limbi. Capacitatea lui cognitivă se pretează foarte ușor, însă în primii ani în viață metoda de învățare trebuie să fie joaca. Fă joacă, joacă-te cu el, învață-l sub formă de joacă, că dacă îl înveți sub formă de serios, copilul nu poate să priceapă. Dar fă o joacă din a-l învăța, din orice fă o joacă, hai să ne jucăm de-a 2 ori 2. Hai să ne judecăm de a cine are dreptate în situația asta. Hai să ne judecăm de a vedea dintre ăștia doi oameni, tu care crezi că a greșit. Fă o joacă din toate lucrurile și din joacă copilul învață o grămadă de lucruri. Fă o joacă din a învăța la vioară sau la altceva. Când se va face mare, va fi ocupat. Și va fi ocupat cu lumea din mintea lui, pe care de multe ori o pun oamenii de la Hollywood. Întotdeauna dedicarea are legătură cu credința. Asta înseamnă să-l închini pe copil lui Dumnezeu și să accepți faptul că dumneata ești doar profesorul copilului, stăpânul e Dumnezeu. Dacă privești lucrurile așa, atunci nu mai poți să faci ce vrei cu el, că nu e al dumitale, ca și banii. Noi suntem doar administratorii banilor, banii noștri să ai lui Dumnezeu. E adevărat că el ne lasă nouă părți și îi spune, dați-mi mie una, ca să nu fie lipsă în casa lui Dumnezeu. De asemenea, educație înseamnă a învăța, să transmiți informații și deprinderi. Deprinderi înseamnă capacitatea să faci anumite lucruri concrete. Asta are legătură cu rațiunea, cu mintea. A instrui este un alt aspect al educației, care are legătură cu motivația. Copiii trebuie motivați. Feriți-vă să porunciți copiilor, dacă nu aveți altă metodă, spune-i, fă lucrul ăsta pentru că trebuie. Dar dacă faceți asta prea des, copilul va dezvolta o adversitate, o împotrivire. Nici dumitale nu-ți place, dacă încerci să te împing, știi ce faci? Te opui. Asta nu e o chestie a adulților, e o chestie a ființelor. Împingi pe cineva să vezi că se opune, nu se lasă împins. Că dacă se lasă împins, dar ce, m-ai văzut pe mine, mai nu știu cum, să mă împingi? Și copiii gândesc așa. A iniția. Asta are legătură cu dorința. Copiii trebuie motivați până când au dorințe bune. Trebuie neapărat să identificăm dorințele lor. Nu-l obliga să învețe la saxofon dacă îi place pianul. Pentru că va învăța de un milion de ori mai repede la ce îi place decât la ce nu îi place. Dacă dumneata nu te-ai realizat, cunosc o grămadă de părinți care au vrut să învețe la pian, dar nu au putut din anumite motive. Nu au avut posibilități. Și acum vrea să învețe la pian, să-și împlinească visul prin copilul lui și îl pune pe copil sau copii, oameni care au vrut să devină doctori, medici și din anumite motive n-au putut să devină. Părinții au fost săraci, au trebuit să plece din clasa 8-a de la școală și să fugă în America, sigur că n-au putut să mai devină medici. Și acum îl obligă pe copil să devină medic ca să-și împlinească el visul prin copil. Dar copilul după ce face facultatea de medicină se mai duce și face una de computere, că aia îi place lui. Se merită să trăiești odată în dreptul dumitale și odată în dreptul copilului, iar bietul de el niciodată? Nu face asta.
Gândește ca un adult. Sfătuiește-te cu cineva. Nu fi ambițios când e vorba de copiii dumitale. Iisus a fost singurul copil care a știut mai multe decât părinții lui și, ciudat, totuși a ascultat de ei. Niciun copil nu e mai deștept decât părinții lui în comparație cu Iisus și părinții lui. Și totuși, el nu s-a împotrivit. Mântuitorul prezintă copiii ca pe un model al împărăției lui Dumnezeu și zice, exact cum e un copil care se poate smeri, care nu are o ambiție personală ieșită din comun, un copil plânge 2 minute și i-a trecut, pur și simplu uită. Dar supără pe un adult și o să vezi că nu uită. După 20 de ani când te vede și aduce aminte, imediat îi vine imaginea aceea în minte. Ce spuneam aseară că nu uită. Părinții nu trebuie doar să-și crească copiii și trebuie să-i educe, trebuie să-i instruiască. Dacă ne uităm în Luca 2:52, este surprins aspectul acesta. Aici am vrut să pun câteva nume de mari oameni care au intrat în istoria creștinismului, care au fost mântuiți foarte devreme. Priviți, 11, 9 ani, soția lui Billy Graham, nu știu ce vârstă avea, istoria, n-am găsit ce vârstă avea, dar știu că era copil la școala duminicală când a fost convertită. Ce spune psihologia este că 80% din informațiile pe care un adult le are, le-a primit în primii 7 ani de viață. Un copil de 8 ani știe aproape toate lucrurile pe care le știe un adult, inclusiv lucruri interzise. Să nu-i mai tratați ca pe niște nepricepuți, că ei știu totul și îi buvnește râsul când vă văd pe dumneavoastră că îi tratați ca pe niște, ei nu știu de unde bate vântul. Ba da, știu. Ei nu le știu empiric, prin experiență, dar le văd și le știu și le pricep. Numai despre asta vorbesc. Trăim într-o lume senzuală. Plăcerea e un Dumnezeu, iar păcatul este un lucru obișnuit, îl beau ca pe apă. Noi ascultăm tot ce ne-a poruncit Ionadab, fiul lui Recab, tatăl nostru. Nu bem vin toată viața noastră, nici noi, nici nevestele noastre, nici fiii noștri, nici fiicele noastre. Ăsta se numește patriarh. Definiția patriarhului este unul care e responsabil pentru el, e responsabil pentru familia lui restrânsă și are influență și asupra familiei lui extinse. Cum să fie responsabil un tată care îi spune copilul nu te duce acolo și copilul se uită la el și spune nu vreau, nu vrei, a? Copiii aceștia spun următorul lucru, tatăl nostru ne-a învățat pe noi să nu bem și noi ne-am dezvoltat un stil de viață din asta. Și nu numai noi, nici nevestele noastre nu beau și nici copiii noștri nu beau. Observați că este perpetuarea unei culturi. Dacă ai un tată pe care îl respecti, te vei trezi că faci ceea ce a făcut el. Acceptarea autorității. Copiii ascultați în Domnul de părinții voștri. Spuneam ieri, repet astăzi, există 2 verbe în Biblie în legătură cu copiii, raportul lor față de părinți. Primul verb este ascultarea și este treaba copilului să asculte atâta timp cât stă sub acoperișul părinților și mănâncă din frigiderul pe care părinții îl aprovizionează. Când el se căsătorește și își face propria familie, el rămâne copilul acelor oameni, dar are familia lui, el nu trebuie să mai asculte. Biblia are un al doilea verb, cinstește, respectă, onorează, nu-ți uita părinții. Nu le imputa greșelile lor, că și dumneata vei avea greșeli când vei fi părinte. Oamenii greșesc, mai ales când ești în autoritate, tot vorbind, imaginați-vă că dumneavoastră îmi imputați mie acum că am greșit un cuvânt în seara asta, dacă greșesc doar un cuvânt e de mirare, pentru că tot vorbind greșesc. Dumneavoastră puteți să greșiți prin ascultare și prin ce gândiți și simțiți, dar prin vorbire nu puteți greși, că nu vorbiți. Când ești în autoritate, uneori greșești. Când practici o meserie, uneori greșești, chiar dacă o știi foarte bine. De câte ori nu puneți prea multă sare la mâncare sau prea puțină? Nu? Se întâmplă? Se întâmplă. Iertați-mă că divulg aici în adunare. Copiii care nu ascultă de părinți nu vor asculta nici de Dumnezeu. Nu uitați că fiul risipitor când s-a întors acasă a punctat acest principiu. A păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Când păcătuiesc împotriva părinților, păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu, pentru că părinții sunt reprezentanții autorității lui Dumnezeu pentru mine atâta timp cât stau în casa părinților mei. Dezvoltarea abilităților. Mi-aduc aminte de credința ta neprefăcută care s-a sălășluit, adică s-a așezat mai întâi în bunica ta Lois, mama ta Eunice și apoi sunt încredințat că și în tine înflăcărează darul ăsta pe care ți l-a dat Dumnezeu. Observați, ăsta este scopul educației. Care este scopul educației? Să formezi caracterul copilului, apoi să-l înveți cu autoritatea.
Să-l înveți cu autoritatea. Eram într-o zi pe holul bisericii și mergeam spre sanctuar și am întâlnit un grup de copii care stăteau chiar în hol și nu puteam să trec de ei. M-am apropiat și am spus, excuse me, nu m-au auzit. Spus, excuse me, și nu m-au auzit. Și l-am pus mâna pe umărul lui și l-am cam împins așa, destul de ușor pentru mine, destul de tare pentru el. Și s-a uitat la mine și a zis, what? Atâta era. What? M-am gândit, mă copile, mă, ești un nefericit. Ești o victimă a unor părinți ignoranți. Ai învățat să mergi și n-ai învățat să respecti un om mai mare decât tine, n-ai învățat să-ți respecti păstorul, n-ai învățat să respecti un adult, n-ai învățat să nu stai în hol, iar dacă stai, spune mam, sorry, că ai stat într-un loc interzis ca în intersecție. What? Iar generația asta așteptăm să fie președinte bun? Păi dacă e președintele, e what ăsta? Iertați-mă, what e mic, what e mare? Vrem să avem politicieni cu minți, profesori buni, legiuitori de treabă? Păi ăștia sunt legiuitorii de mâine, what? Nerespectoși. Sunt învățați că ori ei, ori părinților tot acolo, că suntem doar prieteni, nu mai există nicio formă de autoritate. Ei hotărăsc ce se întâmplă în familie, ei? Dacă noi am hotărât în împărăția lui Dumnezeu, ce fel de Dumnezeu ar mai fi ăla? Vreau să surprind aici un aspect pe care îl învățăm de la femeia asta văduvă. Femeia asta ne învață că atunci când avem o experiență spirituală în casă, copiii noștri trebuie să fie martori. Avem obiceiul atunci când ne rugăm sau când avem o întâlnire la noi în familie cu cineva, pe copiii trimitem în dormitor sau îi lăsăm să se ducă la dorința lor în dormitor. Și s-ar putea să existe anumite experiențe în familie pe care ei nu le văd și cresc fără nicio experiență spirituală. Uitați ce a făcut, ce i-a spus Elisei, zice așa, a închis ușa după ea și după copiii ei și copiii aceia au văzut cum s-a mulțit un de lemnul. Dacă erau afară nu vedeau și dacă mama le spunea, probabil că nu credeau. Ascultă-mă, lasă-l pe copilul dumitale să vadă cum te rogi, lasă-l să vadă cum citești Biblia, îl va marca imaginea aceea. Să te surprindă în timp ce te rogi, să te surprindă citind Biblia, să te surprindă vorbind despre Dumnezeu, vorbind frumos despre biserică. Eram în România și era un pastor în vârstă care a murit de mult, unul dintre părinții cultului penticostal, probabil pentru cei mai în vârstă, dacă vreți, fratele Vamvu de la București. Dânsul povestea că a mers într-o localitate mai mică unde era o adunare mai micuță și a mers să dea cina Domnului și după ce a dat cina Domnului de dimineață a mers să mănânce la familia conducătorului de adunare care l-a invitat. În drum spre casă, conducătorul de adunare i-a spus, știi că am mai mulți copii, cel mai mare nu mai mă ascultă. Stai dumneata de vorbă cu el că din respect poate te ascultă. Bătrânul Vambu, după ce au mâncat, au stat la masă, l-a tras deoparte pe tinerel și i-a spus, câte ceva? Și copilul s-a uitat la el și i-a spus, îmi spui să merg la biserică? Noi nu avem biserică în sat. Cum nu avem biserică în sat? Dar eu vin de acum de la biserică. No, tati mi-a spus că ai o peșteră de tâlhar, nu-i biserică. Ascultă-mă, când vorbești așa de adunare, dumneata vorbești ca să pedepsești pe cineva, de obicei pe pastor sau pe comite, dar ascultă-mă ce spun, copiii te cred. Și restul vieții vor spune următorul lucru, eu într-o peșteră de tâlhar nu merg și o să regreți. Vorbește despre adunare mai ceva decât despre cer, ca să se îndrăgostească copilul de adunare. Nu-i prezenta adunarea ca un baubau, că nu-i de mirare că atunci când se face mare nu mai vrea să meargă într-un baubau. Vorbește frumos de pastor, pentru ca să aibă respect față de el, pentru că nu poți să primești predica cuiva dacă nu-l respecti pe el ca predicator. Prezintă-l pe pastor ca pe cel mai bun om pe care îl cunoști. Nu-i spune defectele dacă știi defectele lui. Și pastorii au defecte, sunt oameni ca dumneavoastră. Unii copii nu mai vin la biserică pentru că părinții i-au condamnat să nu mai vină. Le-au prezentat biserica și pastorii și comitetul ca niște... N-are rost să te duci acolo, că ia toți niște hoți. Bine, o să ducă la cinstiți. V-ați gândit vreodată cum a stat Noe în corabie? Într-o coajă de nucă cu toate animalele acolo, acolo mâncau, acolo, toate acolo, toate acolo. Cât a stat? A stat mult. Cum credeți că mirosea? Îngrozitor. Tinerele neveste ale, fiilor lui, ce ar fi putut să spună? Ce ură miroase aici? Poftiți afară la aer!
Știți, la aer. Că afară, afară nu e niciun animal, nu miroase urât. Numai că afară mureai. Înăuntru-s hoți, nu? Oameni buni, am îmbătrânit degeaba să-mi permite să vorbesc așa lămurit. Am îmbătrânit degeaba dacă gândim în felul ăsta. Noi trebuie să predăm copiilor noștri un mod de viață, nu doar niște cuvinte irresponsabile. Uneori avem dreptate când spunem astfel de cuvinte, că surprindem anumite slăbiciuni la câte cineva. Dar slăbiciunile trebuie acoperite, pentru ca copiii noștri să nu aibă urât de adunare, să privească adunarea ca pe un bulgăre de aur, să-i fie drag de adunare. Să spui așa, cum nu mergi tu la adunare? N-ai văzut ce bun e pastorul cu tine? N-ai văzut ce frumos predică? N-ai văzut că atunci când te întâlnește pe hol te întreabă de vorbă? N-ai văzut liderul de la școala duminicală? Sau n-ai văzut ce frumos cântă? Sau laudă-i pe oamenii din adunare, prezintă-i ca pe niște posibile modele ale lor. De ce să-l pună pe Schwarzenegger pe perete, să nu pună liderul de la orgă, de la grupul de închinare sau de la altceva? Pentru că își fac modele din lume, în lume se duc când se fac mari, că merg la modelele lor. Gândiți-vă la afirmația asta. Părinții slabi informează. Părinții buni arată. Părinții buni inspiră, motivează. Să nu ne mirăm că dacă i-am informat pe copii, am isprăvit. Și întotdeauna ne scuzăm și spunem așa, tată, eu ți-am spus să fii sănătos. Mi-am făcut datoria și ți-am spus. Un părinte nu își se achită de responsabilitățile de părinte doar când informează. E un părinte slab dacă doar informează. Dumnezeu nu doar ne-a informat pe noi. Dumnezeu ne-a arătat, ne-a implicat în experiențe în care am văzut pe pielea noastră și apoi Dumnezeu ne-a motivat prin bunătatea Lui. De câte ori n-ai plâns pentru că ai văzut bunătatea Lui Dumnezeu? Și atât de tare te-a motivat și te-a mișcat acest gest de îndurare a Lui Dumnezeu când meritai bătut, Dumnezeu te-a iubit, încât ai spus, Doamne, merg cu Tine până la moarte. Fă-l pe copil ca să spună treaba asta, nu obligat, ci din dragoste. Atunci când vorbim despre educație, vorbim despre metode. Oamenii sunt foarte creativi și diferiți în folosirea metodelor. Una dintre metodele folosite de un om din Biblie, unul dintre preoți, unul dintre ultimii preoți ai monarhiei, unul dintre ultimii preoți înainte de monarhie, este Eli. El a avut o anumită metodă de a se raporta la copiii lui și metoda de intervenție a fost neintervenția. Pur și simplu n-a făcut nimic. S-a uitat la copiii lui ce făceau, cum făceau și nu le-a zis nimic. Lasă-i. Astăzi lasă-i, mâine lasă-i, poi mâine lasă-i. Și Dumnezeu a spus, dacă tu nu-ți faci treaba, las că intervin eu. Și a intervenit Dumnezeu. Scumpii mei, dacă eu nu-mi educ copiii, nu-mi educă nimeni. Dacă eu nu-i pedepsesc, nimeni nu-și va permite să-i pedepsească. Dacă eu nu-i spun, ascultă-mă, dacă mai faci încă o dată treaba asta, nu o să te bucuri de ce primești. Uite-te bine la tati. Dacă eu nu-i spun asta, nici unul dintre dumneavoastră nu o să puteți face treaba asta. E datoria mea, e misiunea mea, e obligația mea. Dacă am dat naștere la niște copii, trebuie nu numai să-i crește, să-i educ. Nu-i treaba adunării să-mi crească și să-mi educe. Indiferent cât fac, trebuie, e responsabilitatea mea. Fiii lui Eli erau niște oameni răi, pentru că nu cunoșteau pe Domnul. Cum se face că tu cinstești pe fiii tăi mai mult decât pe mine? Observați opinia lui Dumnezeu. Ce adânci și dureroase sunt cuvintele Domnului. Metoda neintervenției. Intervin în viața copilului dumitale. Dacă îl vezi că se duce așa, sunt la amvon, și mă uit la copii care la noi nu-i voie copiii să se deplaseze în adunare. N-au permis de conducere să stea acolo unde sunt, să ducă la Betanilen, la școala duminicală, nu? Pentru că copiii sunt drăguți și te uiți după ei și zâmbești. Și nu mai ești atent la predică, nu mai ești atent la cântare. Noi n-am venit aici să ne slăvim odraslele, am venit să-L slăvim pe Iisus Hristos. Și văd un copil că pleacă și nu mă ridic să spun nimic, că mi-e rușine de tata, mi-e rușine de mama, mi-e rușine de bunic. Și mă fac o dată că nu-l văd, mă fac de două ori că nu-l văd, mă fac de trei ori că nu-l văd. Dom'le, eu-l văd, dar maică-sa nu-l vede. Și dacă nu-l vede de 3-4 ori, trebuie să-i aduc eu aminte, dar mi-e rușine, încrapă obrazul. Dar mai tare încrapă obrazul de Dumnezeu. Să mă iertați. Regula e clară, nu lăsați copiii să penduleze pe aici, că nu suntem în parc, suntem în Sfânta Biserică. Nu vreau să spun că trebuie să faceți așa. Am dat un exemplu spunând faptul că eu mă aștept la părinți, ei să vadă primii greșelile copiilor. Nu le vede toată lumea și se miră. Bă, dar maică-sa nu-l vede ăsta, a venit singur la biserică.
Dacă ai copilul cu dumneata, uite-te după el, e misiunea dumitale până se căsătorește. Mă lași pe mine să-l văd și să mă ispitească la maxim până la 12? Metoda democratică. David a fost un democrat. În această familie toți au fost egali, toți au fost la fel. Atenție, dacă dumneavoastră vă puteți imagina ce scrie în 1 Împărați 1 cu 6. David nu-l mustrase niciodată în viață zicând, pentru ce face așa pe Absalom? Odată în viață nu l-a mustrat. Vă puteți dumneavoastră imagina un tată care odată în viață nu și-a mustrat băiatul? Doamne, ai milă de mine! Odată în viață de poftă măcar! Păi ce iese, domne, din ăsta dacă odată nu-i spui, bă, copile, numai când mergi încolo, numai pe dreapta să merge, bă, tată, nu pe stânga. Decât numai dacă... Metoda autoritativă. Acesta este un termen aproape inventat de predicatori. Autoritativitate înseamnă o autoritate ieșit din comun, de aspră. Așa din aia, iertați-mi cuvântul, mai rusească. Ei, nu poți să te porți așa cu copilul, că el nu e un infractor. El îți este copil, e rupt din dumneata, poartă-te cu înțelepciune. Nu-l ajuta să se mânie, că toată mânia aceasta încordează relația dintre el și părinți. Nu te va mai respecta, nu te va mai asculta, te va asculta de silă și greu îți vei recâștiga dreptul să te iubească. Nu-l ajuta pe copil să te urască. Metoda autoritară, am citit despre Avram, este extraordinar versetul acela. E adevărat că e greu, el zice așa, eu știu că Avram va porunci copiilor lui și casei lui după el, asta înseamnă că și cel puțin și nepoților, ca să păzească calea Domnului, ca să binecuvinteze Dumnezeu familia lui. Pun o întrebare foarte complicată. Ai dreptul să poruncești copiilor dumitale dacă le poruncești, ascultă? Trebuie neapărat când îi spui, hei, stop, așează-te acolo. Dar nu ca un ordin, nu ca o dictatură, ci ca o autoritate. Te rog frumos să te așezi acolo. Dacă nu se așează, ăsta este un semn suficient să știi, iartă-mă că-ți spun, că ești un părinte lipsit de autoritate. Ca polițiștia din România, ies cu bastonul, cu steguțul și nu oprește nimeni. Fă așa și în America. Răspunsul educației, beneficiile educației, efectul educației, ascultarea. Numai copiii educați ascultă, fraților. Numai copiii educați ascultă. Păi tocmai asta înseamnă să fii educat și tocmai asta înseamnă să asculți. Efectul educației este asculți. Și Biblia spune, copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, că e normal, e omenește, e drept. Dar cum să asculte dacă nu l-a învățat să asculte? Când a zis, nu vreau, i-a spus, bine, dacă tu nu vrei, drăguțule, tu ești împărat aici, fă ce vrei. Odată dacă l-ai lăsat să facă asta, câștiga război. El de când se naște, intră într-un război cu dumneata, să vadă cine încearcă să te domine, încearcă să te convingă să faci ca el. Și dacă faci odată, a doua oară va fi mai ușor. Și dacă faci de câteva ori, îi intră în cap că te poate învinge. Și te învinge mereu prin smiorcăneală, prin plâns. Știi ce să-i spui? Du-te în cameră, plângi și când te oprești, vii să-mi spui. Du-te și plângi, drăguțule, că-ți dezvolți plămânii. Păi mă impresionez pe mine că plânge, hai că plâng și eu. De multe ori fac așa cu nepoții mei acum. Începe să plângă, eu mă așez lângă el și el zice, aaa, și eu zic, aaa. Și dacă face de 5-6 ore așa, la un moment dat se oprește, se uite la mine. Eu plâng mai tare ca el. Ok, dacă tu ești desfățat și eu sunt, hai să vezi unde ajungem cu asta, care poate să plângă mai mult. Trebuie să-i dezarmăm pe copii și când sunt mici trebuie să ne coborâm la nivelul lor. Că ei nu se pot ridica la nivelul nostru, dar noi ne putem cobori la nivelul lor. Cinstește pe părinți. Scopul educației, să se raporteze corect la Dumnezeu, prin relație spirituală cu Dumnezeu, nu prin religie. Să se raporteze corect la ei înșiși, printr-o atitudine de mulțumire, nu de egoism. Unul dintre nepoții mei e tentat puternic să fie egoist. Toate mașinile din casă sunt ale lui, pe ce pune ceilalți nepoți mâna, toate sunt ale lui și el vrea toate lucrurile.
și sunt într-o campanie, sunt într-un război, mamă, mamă cu el, să-l ajut să înțeleagă că nu pot fi toate lucrurile ale lui. Mai ales că el are un frate și are încă doi verișori. Încă trei indivizi stau pe lângă el și el, Pașa Hasan, cu toate lucrurile în brațe. Păi nu se poate așa, dragul meu, trăiești într-o lume. Biblia, când va fi mare, îți va cere să împarți cu săracul, cu văduva, cu orfanul. Dacă eu te las pe tine să fii un căpcăun toate sale tale, când vei fi mare, vei fi o catastrofă de om. Trebuie să te înveți, să te înveți să împarți cu cel de lângă tine bucata de pâine. Să fii milos, să fii bun. E datoria mea de bunic. Când vine la mine, nu mă las, mă lupt cu el la maxim. Raportare corectă la natură, să o administrezi, nu să o idolatrizezi. Nu idolatriza nimic din ce ți-a dat Dumnezeu sau din ce sper să-ți dea. Raportare corectă la diavolul, împotrivește-te, nu supune-te. Raportare corectă la sexul opus, înfrânează-te, nu pofti. Duceți-vă aminte de Matei 5, 27 la 28. Și aduceți-vă aminte de Iosif și soția șefului lui și de Amnon și sora lui Tamar. Raportare corectă la păcat, fugi de păcat, nu negocia cu el. E voie să fumezi. Auzi tu întrebare la cineva care a crescut în adunare. Dacă e voie să fumezi, deci că nu scrie în Biblie să fumezi. Cineva odată la un post de televiziune a binevoit să-mi ia și mie un interviu și m-a întrebat printre altele, domnul pastor, e voie să fumezi? Am spus nu și a zis, trebuie să-mi spui din Biblie unde scrie. Și am spus nu scrie. Și atunci de ce nu-i voie să fumez dacă nu scrie în Biblie? Și i-am spus, e adevărat că și eu am spus așa mai puțin la margine. I-am zis, în Biblie nu scrie să nu-ți bați degetul în ochi. Eu i-am spus ca bunicul, adânc, dar domne, m-a pus pe toate site-urile de pe internet, a auzit și tu răspuns teologic alocutare. Și a râs de mine o grămadă că auzi tu ce răspuns teologic am dat eu. Dar, păi după întrebare și răspuns, Biblia nu spune nu-ți băga degetul în ochi. Poftim! Hai să fim serioși! Raportare corectă la familie. Ascultare sau neascultare? Revin la fiul lui Recab. Aș vrea să surprind acum un lucru care mi se pare extraordinar de important. S-ar putea, deși e simplu, să fie greu de surprins, de asimilat, de prins. Uitați-vă la ce vreau să spun. Există trei faze ale vieții. Copilărie, adult și bătrânețe. Copilărie, tinerețe și bătrânețe. În copilărie, valoarea pe care o are un copil e dată de al cui copil e. Eu vă asigur că toți de aici suntem subiectivi. Dacă aici vine un copil cu o văduvă la biserică și vine și copilul unui om foarte important din adunare, noi vom respecta mai mult pe copilul omului important din adunare decât pe copilul văduvei. Dar e adevărat 100%. Valoarea pe care o are un copil depinde de cui aparține el. Prin apartenență la o anumită categorie de părinți, dacă sunt niște părinți însemnați în biserică, în societate, noi îi atribuim și copilului valoarea părinților lui. Și spune, bă, nu se poate, bă, e copilul primarului, bă, frate. Primarul nu face copii normali ca toți ceilalți copii, ba da, dar e al primarului. Și suntem tributari, așa gândim în termenii ăștia, deși nu-i normal. Nu-i normal, dar e real. În copilărie copiii n-au valoare, dar primesc valoare de la părinții lor. Dacă sunt niște părinți, eu, toată copilăria mea a fost însângerată de părinții mei. Părinții mei au divorțat când eu am avut 6 luni de viață, s-au dus fiecare în drumul lor. Legea m-a dat prin sentință judecătorească în grija mamei. Mama a plecat să se recăsătorească, era o femeie tânără și m-a lăsat la mama ei, la bunica mea. Și n-am mai avut frați, surori, n-am avut pe nimeni decât pe acești doi bătrâni. Bunicul a murit, bunica a rămas soarbă, a avut o explozie globulară la ambii ochi și întotdeauna când cineva mă întreba al cui ești, îmi era groază să răspund. Pentru că dacă spuneam numele tatălui meu, el era calificat ca un om slab de tot. Mi-era rușine să spun al cui sunt și evitam răspuns. Mi-era groază, încercam să mă feresc de oameni ca să nu mă întrebe al cui ești. Pentru că toți părinții din sat le interziceau copiilor să se joace cu mine, spuneau că eu sunt vagabond.
Eram vagabond doar pentru faptul că n-aveam părinți. Cu ce am fost eu de vină? Pentru că părinții mei au plecat și s-au despărțit. Cum aș fi putut eu să-i țin împreună? De ce a trebuit să port eu rușinea lor? Credeți-mă că un copil are valoare prin apartenență la... dacă părinții sunt niște bețivi și niște prăpădiți, disprețul va fi îndreptat și asupra copiilor, deși ei nu-l merită. Dar așa e lumea noastră nedreaptă. Oamenii gândesc prin asociere. Atunci când ești tânăr, nu te mai întreabă nimeni. Imaginați-vă că ne uităm la cineva care are 25-30 de ani, e student sau nu, muncește, și o să-l întrebe al cui ești. La vârsta asta nu mai întrebe al cui ești, pentru că el are identitate, e adult, are driver license, nu mai merge pe driver license-ul lui taică-so. Și întrebarea nu mai este al cui ești, întrebarea este ce pregătire ai. Îți spună că n-am pregătire. Când ai spus că când a spus că n-are pregătire, gata. Îi spui, mulțumesc, la revedere, nu mai vrei să mai vorbești cu el. De ce? Pentru că te aștepți la copiii ăștia care se ridică să profite de faptul că au părinți, că au oportunități. Fă-mă tinere un pic de pregătire, că destul m-am nenorocit eu muncind la șaibă, cum se zicea. Adică la lucruri grele, unde muncesc oamenii care n-au carte, învață carte, că pentru tine înveți. Și apoi la bătrânețe, valoarea e prin realizări. Ce ai reușit să faci în viață? Tot mă gândesc la asta, că nu știu să spun ce am reușit să fac în viață, și mă gândesc că o să înceapă oamenii să mă întrebe, tu ce ai reușit să faci în viață? Să spun, am reușit să închiriez o căsuță în care stau, și ce ai mai reușit să mai faci în viață? Nu cred că mai mi-aduc aminte ce am mai reușit să mai fac în viață. Noi ne comparăm, trăim prin comparație cu ceilalți oameni. Sunt oameni care sunt mai realizați din punct de vedere material, că așa e viața. Unii sunt mai înalți, alții mai mărunți. Unii sunt mai bruneți, alții mai blonzi. Unora le-a fost încredințat mai mult tezauri financiare, altora mai puțin. Dar potrivit teoriei nișei, fiecare om, nișa este așa o crăpătură, într-un munte, într-o stâncă. Potrivit teoriei nișei, fiecare om trăiește, chiar dacă nișa lui e mai mare, are loc de întors sau e mai micuță. Pentru fiecare există o bucată de pâine seara. Că e pâinea de ieri sau de astăzi, asta e altă problemă. Ei, numai gândiți-vă la aceste trei lucruri, că asta înseamnă viața pusă în trei cuvinte. Când ești mic, nu trebuie să faci nimic. Mergi pe spatele lui tata dacă ai tată. Când ajungi tânăr, încep oamenii să te întrebe, hei, ce ai făcut tu? Nu mai mă interesează cine-i taică-tu. Iar când ești bătrân, de-a dreptul că ceea ce ai făcut îți atrage respectul sau disprețul. Sunt oameni și prin adunări care o viață întreagă au creat probleme pastorilor, la adunările generale, au fost nesupuși, ei au spus că nu se supun decât lui Dumnezeu. Auzi tu? Decât lui Dumnezeu se supun ei. Păi o să-L invit pe Dumnezeu să spună, fii om și fii serios. Și când ajung spre bătrânețe, se miră că nu-ți respectați. Vă aduceți aminte ce spune Pavel? Fiți vrednici de cinste, adică meritați cinstea. Să nu vă așteptați să primiți cinstea dacă nu o meritați. O viață întreagă am avut la dispoziție să ne câștigăm dreptul să fim respectați de oameni. Și când se întâlnesc cu noi, să spun așa, m-am întâlnit cu un om. Când eram mic sau adult, mi-a făcut un bine omul ăsta. Mi-a dat odată un sfat. Ori de câte ori m-am întâlnit cu el, mi-a zâmbit. Ori de câte ori m-am întâlnit cu el, m-a salutat el primul. Toate lucrurile astea îi marchează pe oameni. De ce să nu mă comport eu în așa fel încât să îi îndatorez pe toți oamenii din jurul meu? Și toți, când voi fi o bătrân și voi tremura așa, să se îngrămădească care să mă ia de mână și să mă ajute să urc în mașină sau să mă duc acasă, că doar nu-i mai conduce mașina atunci. Fii vrednic de cinste, merită cinstea, gândește-te la faptul că într-o zi oamenii îți vor da cât meriți. Nu mai e ca acum că te ridici și puternic, atunci nu o să mai fii puternic. Părinții trebuie să aibă înțelepciune, să înțeleagă contextul în care cresc copiii lor și să-i păzească pe copii. Copiii nu sunt conștienți de riscurile pe care ei și le asumă la școală. Să știți că școala este cel mai murdar și destrăbălat mediu unde copiii noștri sunt parte. Nu există niciun mediu mai murdar decât gangurile în America, în afară de școlile publice. Evident, cu respect, sunt școli și școli. Depinde de suburbie, depinde de zonă, depinde de o grămadă de factori. Dar în principiu școlile publice sunt un focar de imoralitate, droguri, relații intime, tot felul de mizerii și de porcării, inclusiv crimă și altceva. Numai închisorile din America sunt mai rele decât școlile. Îl trimis pe copil la școală să învețe matematică și nu știu dacă matematică învață sau nu.
dar pur și simplu toată educația care ai băgat-o în el cu mult efort este călcată în picioare de niște derbedei care sunt colegi de clasă. Tot ce putem să facem, trebuie să facem pentru asta. Gândiți-vă la următoarele lucruri. Trebuie să ne ferim copiii de materialism sau de fariseism din familie. Dacă copiii ne văd că iubim banii, să știți că nu mai avem dreptul să le vorbim niciodată despre dragostea de Dumnezeu. Dacă copiii ne văd că suntem farisei, ipocriți, la biserică cu bibliuța în subțioară, dar acasă nu deschidem o dată, să știți că copiii ne văd. Eu nu vă văd, dar copiii vă văd și copiii mă văd. Feriți-vă, feriți-vă copiii să nu vadă în casele lor, adică ale noastre, să nu vadă materialism, să nu vadă iubire de bani, să vadă o atitudine echilibrată cu privire la lumea materială. Și să nu vadă niște oameni ipocriți, una zic și alta fac. E adevărat că nimeni nu-i perfect, dar de la a nu fi perfect până la a fi ipocrit, e ca de la cer la pământ. Nu-i lăsați pe copii să vadă ipocrizie și materialism în casa unde cresc, pentru că știți ce se întâmplă dacă văd? Când o să-i sfătuiți, o să zâmbească. Pentru că vă pierdeți dreptul să mai învățați, să mai porunciți, să mai sugerați, să mai recomandați. Legalismul sau liberalismul din biserică. Feriți-vă biserica de legalism, dar în egală măsură și de liberalism. Nu-i lăsați pe copii să creadă că aici e un club. Nu-i lăsați pe copii nici să creadă că aici este un românism din acela incult, unde fiecare încearcă să facă pocăința cât mai imposibilă. Oameni buni, cartea aceasta nu înseamnă legalism, nu înseamnă nici liberalism. Cartea aceasta ți îngrădește ce simți, ce gândești, ce spui, ce faci, relațiile, totul ți le îngrădește. Nu e liberalism, dar în același timp nu e legalism. Eu simt noi ar trebui să simțim o mare onoare și bucurie să-L servim pe Domnul, pentru că atunci când iubești pe cineva, îl servești cu bucurie. Când soția mea s-a îmbolnăvit acum 2 ani de cancer, ea a avut mai multe operații care puse cap la cap erau un pic mai mult de un metru, de 3 fiți, și aproape 6 luni de zile a trebuit să o întorc cu pătura în pat, pentru că nu s-a putut întoarce. A fost o experiență dramatică pentru mine. O femeie la 45 de ani în condiția asta a fost foarte umilitor. A fost foarte, 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 foarte greu. Sunt situații în viață când Dumnezeu ne smerește. Sunt situații în viață când Dumnezeu ne frânge. Însă toate lucrurile acestea le face să vedem viața spirituală dintr-o altă perspectivă. Viața nu e o joacă. Pocăința e un lucru serios. Ei bine, datorită iubirii mele față de ele, de ea, am pansat-o. I-am scurs toate sondele în care se scurgea lichidul din operații, pentru că rănile i-au rămas deschise ca să se vindece în timp. Și am fost supus la lucruri la care nu mi-aș fi imaginat vreodată că va trebui să le fac pentru persoana pe care am ales-o să fie tovarășul meu de viață. Pur și simplu m-a frânt experiența asta. Nu putea să facă absolut nimic. Și eu a trebuit să-mi continui viața, să predic la adunare, să zâmbesc la biserică, să încurajez pe frați, în timp ce eu ajungeam la biserică pur și simplu devastat uneori de ceea ce vedeam. Dar pentru că am iubit-o, că a fost tovarășul meu, că era misiunea mea, a trebuit să o servesc în toate nevoile și am servit-o cât am știut eu mai bine. Nu m-am simțit niciodată obligat să fac asta. Nu mi-a fost niciodată silă și nu mi-a fost niciodată urât. Am făcut-o ca pe o mare onoare, pentru că a fost momentul în care eu am putut să-i dovedesc ce simt pentru ea. Când simți dragoste pentru Dumnezeu, nu sunt porunci să faci ceea ce Lui îi place. Nu te simți constrâns. Numai Iona a mers constrâns să-L servească pe Dumnezeu. A trebuit să-L bată Dumnezeu și să-L pleznească să nu se vadă prin tot felul de experiențe de-a dreptul dramatice ca să-L constrângă pe încăpățânatul de Iona să asculte și el. Dar la început a fugit de Domnul. Știți de ce fuge cineva de altcineva? Pentru că îl urăște, pentru că nu simte nimic pentru el. Gândiți-vă la biserică să nu fie legalistă. Biserica trebuie să fie conservatoare. Conservatoare înseamnă să împlinești cuvântul din Biblie, dar legalist înseamnă să aduci legi din satul dumitale. Ateismul sau evoluționismul din școală, școlile spline de ateism și de evoluționism. Păgânismul sau secularismul din societate, societatea noastră este o societate păgână și seculară. Seculară înseamnă lumească, fără pic de Dumnezeu. Au interzis rugăciunea, au interzis citirea Bibliei.
îl urăsc pe Iisus, pronunță numele lui Dumnezeu și toată lumea crede în Dumnezeu, că Dumnezeu e un nume generic, Dumnezeu nu înseamnă nimic, înseamnă divinitatea aiurea așa. Panteiștii spun și că orice este Dumnezeu. Dacă îmi spui un nume concret, Iisus Hristos, turbează. Îl urăsc ca pe, mai tare decât pe Satana. Pe Satana îl îndrăgesc, că am început să-i facă biserici. Și în România sunt câteva. Asta le-a trebuit săracilor. În sfârșit, acum s-au pricopsit românii. Au și ei cultul Satanei. S-au ajuns. Erotismul și modernismul din relații. Gândiți-vă la lucrurile acestea. Dacă vreodată veți vrea să știți care sunt dușmanii copiilor dumneavoastră, sunt materialismul, fariseismul, legalismul, liberalismul la biserică, ateismul și evoluționismul la școală și celelalte. Gândiți-vă la lucrurile astea. Metode parentale de educație. Ce metode pot eu un om să am ca părinte, ca tată, pentru copiii mei, ca să-i educ? Ce pot să fac? Metoda autorității. Avraam a spus, fiule, pe mine m-a pus Dumnezeu să te ajut, să te călăuzesc, să te instruiesc. Trebuie să mă consideri ca pe cineva mai sus decât tine. Din pricina experienței, eu am fost pe unde ai fost tu, tu încă n-ai fost pe unde sunt eu. Și apoi din cauza delegării, a misiunii pe care mi-a încredințat-o Dumnezeu. Fiule, raportul dintre noi doi trebuie să fie ăsta. Eu sunt primul, tu ești al doilea. Dar asta nu demonstrează superioritatea mea, ci doar misiunea mea. Tu ești iubitul alesul inimii mele. Te iubesc ca pe ochii mei din cap, dar tu trebuie să mă urmezi. Mergi înainte, păstrează-ți dreptul de a merge înainte și asigură-te că copilul te urmează. Avraam așa și-a condus familia. Și Dumnezeu a spus, eu știu că Avraam va face treaba asta. Metoda înțelegerii, Iacov. Iacov se întoarce după 20 de ani de stat în Mesopotamia, în casa bunicul, în zona bunicului său, de unde fusese chemat Avraam, și se duce să-și găsească o soție după conflictul pe care l-a născut faptul că a furat dreptul de întâi născut al lui Esau, fratele său. Și după 20 de ani se întoarce. Avea două soții, avea multe proprietăți și turme multe, animale multe. Și aude că Esau iese înainte cu câte sute de oameni. 400 de oameni. A intrat groaza în el. Și până la urmă iese în întâmpinare, știți ce metode din astea de câștigare a simpatiei inițiază el? Până la urmă Esau se întâlnește cu el și el aștepta acum ca asta să scoată sabia să-l nimicească. Pentru că i-a ruinat toată viața. Dar Esau l-a iertat și spune următorul lucru. Frate, mai avem un drum lung până acasă. Acasă slugile mele au făcut o masă, eu sunt, uite-te cu ăștia, cu oamenii ăștia, toți erau pe cai puternici, urcă-te și tu pe un cal și hai să mergem. Și Iacov spune următoarele cuvinte, acum parafrazez. Esau, apreciez inițiativa ta, dar ascultă-mă, încearcă să gândești, tu ești singur? Îți convine să te urci pe cal și dă-i bătaie, dar eu am două neveste cu mine, am copii, eu nu pot lăsa familia în urmă să merg cu tine. Eu trebuie să am înțelegere față de ei, că ei nu pot merge pe cai ca mine, repede. Ei vor merge la pas. Și Iacov spune așa, lasă-mă să vin cu turma la pas. Ascultă-mă, nu-ți sili familia să meargă mai repede decât poate să meargă o femeie, soția dumitale. Nu-ți sili familia să meargă mai repede decât pot merge niște copii, copiii dumitale. Dumneata ești bărbat, ești puternic, ești logic, dar ascultă-mă, femeile sunt sentimentale. Ele plâng ori de bucurie, ori de durere. Că așa le-a făcut Dumnezeu, totul trece prin emoția lor. Ele sunt înconjurate ca o plasă afectivă, emoțională. Și totul e acolo. De-aia spunem noi că ele sunt istorice. Ne aduc aminte, mai țin minte că așa cu 20 de ani la fel ai făcut. Dumneata ai uitat. Ei bine, Iacov a avut înțelegere față de familia lui. A știut că nu-i poate lua cu el să meargă repede după Esau, dar nici nu-i poate lăsa singuri. Și spune, iartă-mă frate, eu o să vin mai târziu, eu rămân cu familia. Mă simt responsabil de familia mea. Stimați frați, noi bărbații suntem aventurieri, suntem curajoși, ne place riscul, competiția, dar nu uitați că atunci când nu suntem singuri, trebuie să reducem motoarele și turația, până la nivelul motoarelor soțiilor noastre și ale copiilor noștri. E mai importantă decât o aventură cu fratele dumitale, unitatea casei. Gândește-te, rog, acum ca un om însurat. Biblia spune că nu mai ești al dumitale, ești al dânsei și dânsa e a dumitale. Și-o spune Biblia.
Și cât o mai avem aici pe amvon, mai vorbim din ea. Metoda rugăciunii. Vă aduceți aminte că îi moare bărbatul la femeia sa și era un om cu o reputație bună în oraș, în localitate, e fusese proroc. Și ea nu zice nimic, că i l-a luat Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu i l-a luat pe soț, n-a zis nimic. Dar când a venit omul la bogat și a vrut să ia copiii, lui Dumnezeu nu i-a zis nimic că i-a luat soțul, că e Dumnezeu și are dreptul să ia pe oricine când vrea el. Dar când a venit bogătanul ăsta să ia copiii, a spus, ascultă-mă, eu mă lupt cu tine. Ești bogat și ești bărbat, dar am să mă lupt cu tine. Și a fugit la Elisei, la omul lui Dumnezeu. Când nu mai ai soluții, du-te la biserică. Du-te la pastor, ai încredere în el. Ai încredere în oamenii lui Dumnezeu. S-a dus la Elisei și i-a spus, uite în ce situație sunt. Comunică cu biserica. Cheamă biserica să se roage pentru dumneata când ești în probleme. Nu te izola de biserică, că dușmanii când te prind singur, te lovesc și te pun jos. Dar dacă ești cu tot poporul ăsta, nu te mai poate lovi, că sunteți mulți. Am în minte din copilărie imaginea unui câine, șchiop, pe care au tăbărât niște câini mai mari. Și săracul, în trei piciorușe, că al patrulea era rupt nu știu de unde, fugea și ăștia gata să-l ajungă. Și dintr-o dată, în timp ce era gata să-l ajungă ăștia doi, trei câini mai mici, pe ăsta cu un picior rupt, dintr-o dată, din față, nu știu din ce motiv, au apărut doi câini foarte mari, care veneau din sens invers, și când ăștia trei, care l-alergau pe șchiopul, pe câinele șchiop, l-au văzut pe ea doi mari care veneau din sens invers, au pus frână, a ieșit un nor de praf, s-au întors și dă-i bătaie. Ăsta șchiop când a văzut treaba, s-a întors și el și după ei. N-am să uit niciodată imaginea aceasta, niciodată n-am să uit. Asta mi-a rămas un simbol, ce înseamnă să ai pe cineva care sare cu tine. Să nu rămâi singur în fața diavolului, că te prinde la colț și te strânge de gât. Femeia asta, prin rugăciune, și-a rezolvat problema. Metoda responsabilității. Vă aduceți aminte că există un om care dormea liniștit cu familia lui și pe la 12 noapte, așa pe la miezul nopții, bă, frate, cine sună la ora asta? Cine e? Glasul prietenului lui. Prietene, să mă ierți, e adevărat că e cam așa, dar uite ce mi s-a întâmplat. Și la mine, la ușă, a bătut un alt prieten de-al meu. Și țop la mine, așa, nu m-a anunțat. N-am nimic să-i dau să mânce. Te rog, deranjează-te și dă-mi ceva, scoate-mă din rușine. Știți ce spune ăla? Zice așa, eu-s cu copiii mei în pat și am încuiat ușa, dar n-am încuiat-o înainte să intre copiii. Ei-s cu mine în pat și după ce am intrat am încuiat-o. Orice ați zice dumneavoastră, putem să trăim și în Bangladesh, nu în România sau în America. Morala dintr-o familie trebuie morală, reguli clare. Copiii mei au știut la ce oră trebuie să vin acasă și dacă au întârziat un minut, am făcut o gălăgie puternică de tot, ca să țină minte că data viitoare va fi și mai puternică. Trebuie reguli clare. Bă, copile, tu nu poți să fii pe capul meu de 18, 16, 20 de ani să faci ce vrei tu. Nu poți, trebuie să înțeleg, să vorbim amândoi. La ce oră crezi că ar trebui să vină un băiat ca tine acasă? Am început de la ora 10 seara. Și am ajuns, când era gata să însoare, până pe la 12. Dar dacă întârzia un minut, trebuia să mă sune. N-am încercat să fiu un tiran, am încercat să fiu un tată responsabil. Bă, copile, unde ești? Noi avem reguli. Nici eu nu vin acasă când vreau și sunt tatăl tău. Și pe mine mă sună maică-ta și întreabă, bă, omule, la ora asta trebuia să fii acasă. Pe unde ești? Păi uite, m-am întâlnit cu cineva și am făcut asta sau asta. Dacă suntem într-o casă, comunicăm unul cu altul, știm unul de altul. Tu cine te crezi? Omul ăsta ne spune Biblia că s-a culcat după ce a încuiat ușa, dar a încuiat ușa după ce au intrat copiii în casă. Mare învățătură treaba asta. Metoda înțelepciunii, Iov. O să trec peste lucrurile astea pentru că sunt câteva pe care vreau să vi le spun un pic mai încolo și aș vrea ca să am timp să vorbesc despre lucrurile astea. Vă rog să-mi permiteți. Am vrut să ajung un pic aici, mă gândesc că noi care trăim aici agățați de două culturi, acceptăm faptul că suntem într-o complexitate culturală, într-un dualism cultural. Vă întreb, în ce limbă ar trebui să se predice în biserică? În engleză? Cum în engleză? Păi nu mai sunt biserică românească. Trebuie să predice în românește din respect pentru cei mai bătrâni,
trebuie să predice în engleză din nevoie pentru cei mai tineri. Cei tineri vin cu cultura lor, pentru că ei nici n-au văzut România. Nu vă supărați, cum să fie român dacă n-au văzut-o? Ei sunt la fel de american ca cei care s-au născut într-o familie de americani. Degeaba vrem noi să vorbească românește. Știu ei când le spunem, dă-mi o cană cu apă, sau ce mai face maică-ta sau taică-ta. Știu să răspundă la treaba asta. Dar când urmează o predică, unde predicatorul 45 de minute cu sensuri adânci, vorbind despre lucruri foarte adânci ale vieții, copilul lui e greu să înțeleagă și dacă ai vorbit în limba lui, datorită complexității celor spuse. Dar dacă nu o spui în limba lui, dacă cineva vorbește în engleză, eu spun, te rog, un pic mai rar, că mă pierzi. Nu e limba mea, am nevoie să mă concentrez. Dacă mă și duci repede, gata, nu mai știu ce spui. Rămân, mai aud din când în când cât un cuvânt. Încercați un pic să înțelegeți ce vreau să vă spun acum. În România, autoritatea era prezentată de familie. În Occident, autoritatea este prezentată de guvern, de societate. Copiii noștri nu se uită la familie ca, copiii din America nu se uită la familie ca la o formă de autoritate. Pentru ei, guvernul e o formă de autoritate. Eu am fost uneori în casele unor oameni când copiii au chemat poliția pe părinți. Știți pe cine a chemat? Pe guvern. De ce? Să-i scape. De cine să-i scape? Bă, copile, mă, te-a purtat în pântece mama asta, mă. Cum ți-ai permis tu să faci treaba asta? Cum ți-ai permis să faci treaba asta? Pentru ei guvernul este ajutor, este soluția. Ei știu că în țara aceasta copiii și femeile au mai multă dreptate decât bărbații. Toată lumea știe asta. În România autoritatea se manifestă prin impunere. Trebuie să faci că altfel te bat. În Occident autoritatea se manifestă prin convingere. E bine să faci așa pentru că altfel nu o să-ți dau nu știu ce. În România autoritatea se manifestă punitiv. Dacă nu faci, te pedepsesc. În Occident autoritatea se manifestă recompensator. Dacă faci, te premiez. În România valorile erau tradițional religioase. În Occident valorile sunt pragmatice. N-ați observat că te duci la bancă și nu te dai jos din mașină? Du-te în România și spune, eu mă duc la bancă și nu mă dau jos din mașină. O să zic, dar cum, ai bancă, mașină? Drive-thru înseamnă pragmatic, adică să nu te deranjezi. Înconjurați de cești, de cafea, tot felul de orificii din alea. Punem una, două, trei. Într-o Dacie săraca nu-i niciuna de poftă. Europenii sunt cu designul, cu frumusețea, cu decorul. Dacă te duci, numai etichete să văd. Aici oamenii se îmbrac, unii se duc în pijamale să-și ducă copiii la școală. N-ați văzut? Aici decorul, designul nu interesează pe nimeni. Dar pragmatic, cum e mai practic, cum e mai pe dreptul? Sunt două lumi diferite și noi suntem între ele. Și când predicăm trebuie să atingem și pe una și pe alta. Trebuie să dăm și la bolnav și la sănătos să mănânce ceva. În România autoritatea se manifestă prin cuvânt. În Occident autoritatea se manifestă prin imagine. Problema este faptul că imaginea manipulează pentru că ocolește rațiunea. Să știți că, o să spun două vorbe despre asta în încheiere, noi avem un filtru, exact cum există un filtru la mașină pentru aer sau pentru benzină și motorină, să fie filtrată și să intre numai de calitate. Așa avem noi un filtru în zona conștientă a minții noastre, care are mai multe zone, mai multe niveluri. Dar imaginea nu trece prin filtru. Imaginea ocolește. Să știți că imaginea manipulează și psihologii care conduc țara asta știu asta. Nimic nu se mai transmite prin cuvânt. Nu vă întrebați de ce generația voastră citește cărți? Dă-mi voie să vă răspund eu corect, nu. Generația voastră vede tot, dar nici nu mai aveți nevoie de urechi, ci numai de ochi, pentru că totul citiți, imaginea e important, imaginea conține multă informație. Păi dacă pui un video de 5 minute, în video ăla de 5 minute sunt 10 cărți. Pentru că într-o imagine poți să pui o grămadă de simboluri, dar într-un cuvânt pe care îl citești, mamă înseamnă doar mamă, nu înseamnă și tată. Dar atunci când rulează un film, în colțul ăla e nu știu ce, ăsta e nu știu ce, ăsta e nu știu ce, mii de înțelesuri sunt într-o singură imagine. E abuzivă, agresivă și n-are filtru. Îți ocolește rațiunea și ți se duce drept în suflet. Știți ce face asta? Îți violează intimitatea sufletului. Și te trezești cu imagini pe care nu le mai poți uita niciodată. Noi nu putem uita ce am văzut. Și nici ce ni s-a întâmplat. Virtualul îți dă posibilitatea să pari cine vrei. Sunt oameni care
trăiesc în lumea virtuală foarte valoroși, că în lumea reală nu-s valoroși. Dar în lumea virtuală se dau drept, sunt medic și găsește o fată pe internet din România și spune, nu vrei să ne căsătorim, uite acum graduez, sunt medic la nu știu cine. Și el, sărăcuțul, dar fata aia din România nu poate să vadă până aici, că în virtual el se prezintă medic. Și vorbește ca un medic, că nu-i greu, e greu să fii, dar nu se vorbește. Și el pare ce vrea. Pare nu știu cum, pare nu știu cum, pare nu știu cum, dar dacă te întâlnești cu el, îl miroși, dar nu poți să te întâlnești, că e în România. Ăsta e virtualul. Mă uit la copiii din jurul meu, au prieteni prin India, prin Bangladesh, prin Singapore și n-au niciun prieten în jurul lor. Prietenii lor toți sunt din altă țară. Bă, copii, mă, faceți-vă, mă, prieteni din adunare, mă. Cine-i mă ăsta din Bangladesh? John Kang Kang, cine-i mă ăsta? L-ai văzut vreodată? Imaginea te însingurează, virtualul te însingurează și virtualul devine un scop în sine. Cineva mi-a trimis o poză, un băiat și o fată urmau să se căsătorească și s-au întâlnit să stabilească detaliile. Și nu știu unde s-au întâlnit, la un McDonald's, nu știu unde s-au întâlnit, în sfârșit erau amândoi spate la spate și fiecare își căutau pe pagina de Facebook. Așa caricaturistic mi s-a părut, nici măcar atunci când ar fi trebuit să vorbească, nu-i lăsa în pace Dagon, ziul filistenilor. Acesta este un proces al educației. Părintele face, copilul se uită, părintele face, copilul ajută, copilul face, părintele ajută, copilul face și părintele se uită. Un părinte trebuie să ajungă să facă la final ceea ce făcea copilul când era mic, adică nimic. Nu-i dau un pește, dă-i o undiță, învață-l, pune-l de mic să facă, chiar dacă nu știe bine, chiar dacă le mai faci încă o dată, chiar dacă te enervează la maxim, dar învață-l să facă ceva. Greșeli în educație, a corecta copilul în public, orice ar face să nu-l corectezi în public, mai ales dacă e băiat, nu-l corecta în public. Se va simți foarte ofensat că l-ai făcut de rușine. Va crede că copiii care au văzut îl vor disprețui. Să nu faci asta. Ai răbdare până acasă, că nu se întâmplă nimic. Nu manifesta autoritatea agresiv. Va crede că l-ai bătut din nervi și nu te va respecta, nu va înțelege nimic. Nu va înțelege decât că îl agresezi, că doar că ești mai puternic fizic. Nu exagera cu critica, cu cicăleala, ăsta e cuvântul care îl căutam, cu cicăleala. Știți care e definiția cicălelii? Dacă îmi spui o dată, mă informezi. Dacă îmi spui de două ori, îmi aduce aminte. Dacă îmi spui de trei ori, mă cicălești. Nu-l pedepsi la mânie și nu pune limite copiilor fără să le explici de ce. Care e întrebarea care o pune cel mai des copiii? De ce? Orice îi spui să facă, zice de ce. Ascultă-mă, dar e normal să te întrebe de ce. Că asta e întrebarea pe care o pun oamenii mari. Spune-i de ce. Ce e mare filozofie să explici de ce? Dacă dumneata nu-l înveți, cine vrei să-l învețe? Să nu obosești educându-l pe copil și să nu spui m-am săturat, nu-ți mai zic nimic, fă ce vrei. Ascultă-mă, fatalismul ăsta nu se potrivește la un om serios, la un adult. E misiunea dumitale, nu te da jos de la volan. Spune copile, de mine nu scapi. Cu mine ai încurcat-o băiatul tata. Eu nu obosesc, tu trebuie să obosești. Arată-te ca un viteaz. Termină-ți misiunea pe care ți-a dat-o Dumnezeu. Nu te lăsa enervat. Ține-te de cuvânt față de copil. Nu-l minți că i-a adus ceva când te întorci doar ca să fie cu minte și la urmă să nu-i aduci. Dacă crezi că nu-i adus, să nu-i spui că i-a aduci. Pentru că copilul trebuie să te respecte. Comportă-te ca un gentleman, ca un om de cuvânt. Ține-te de cuvânt pe cât posibil. Când va fi mare să spună vreau să fiu ca tata. Mă gândesc că pentru un tată e îngrozitor să spună copilului nu vreau să fiu ca tine. Mă gândesc că este o pedeapsă uriașă. Nu-i distruge visurile copilului și speranțele. Încearcă să fii delicat cu copilul. Noi suntem delicați unii cu alții, dar cu copiii noștri. Nu-l compara pe copil cu alți copii. Din cei trei copii ai noștri, evident că unul a fost într-un fel, altul în alt. Unul a avut calități într-un domeniu, altul în alte domenii. E îngrozitor să-l compar pe copil. Ce-ar fi,
să mă comparați pe mine cu un pastor mai proeminent ca mine, cu un predicator mai bun și să spui, bă, ce predică asta, mă, Luigi, mă, uite-mă ce predică asta, mă, cum credeți că mă simt? E adevărat că predică mai bine, dar îmi vei spune, e adevărat. Acum eu te întreb pe dumneata, dacă vezi un cocoșat pe stradă, hai să-i spui, cocoșatule, ce mai faci? Și dacă el o să zică, de ce îmi spui așa? Păi ce, nu e adevărat? Hai să fim serioși. Chiar credeți că se va simți bine că îi vei spune adevărul ăsta? După ce că e așa, mai și îmi spui? Ba da, mulțumesc. Petrece timp cu copilul. Fii prieten cu copilul. Când copilul se face mare, singura metodă de a-l ține aproape, de a ști ce este în viața lui, de a-l influența, este prietenia. Nu mai merge cu așa vreau eu, îți poruncesc, dacă nu faci așa, nu știu ce se întâmplă. Nu mai funcționează. Ne apropiem de încheiere. Știu că am vorbit mai mult timp și este greu să urmăriți la sfârșitul zilei. Am încercat să spun câteva lucruri. Factori care determină personalitatea copilului sunt doi. Este zestrea genetică cu care el se naște și este luată de la bunici, în primul rând, și apoi de la părinți. Și asta se numește temperament. Temperamentul e numit în Biblie omul vechi, omul firesc sau carnea. Acesta este cuvântul pe care Biblia prin care Biblia denumește temperamentul. Această zestre genetică care se numește temperament are patru valențe, patru manifestări și sunt multe tabele pentru temperament, multe explicații, dar cea mai des întâlnită și cea mai general acceptată este cea potrivit căruia temperamentul se împarte în patru. Unii sunt colerici, alții sangvinici, alții sunt flegmatici și alții sunt melancolici. Ei, nimeni nu este coleric pur, colericii pur sunt nebuni. Iar melancolicii puri sunt niște puturoși de prima clasă. Dar există o trăsătură dominantă în temperament. Nu mai uitați-vă aici, am pus ceva în paranteză ca să spun cam cum e fiecare. Colericul este liderul bun. E omul acela curajos, neobosit, are creativitate și spune, hei, haideți repede, după mine, după mine, după mine. Întotdeauna un coleric este bine să puneți să fie lider. Că la nu e lasă-mă să te las, dacă i-ai dat un lucru, ăla îl face. Nu doarme până nu-l face. Dacă e vorba de un sangvinic, ăștia sunt oameni de relații, ăștia sunt salesmen, ăștia atâta te convinge, dacă te convinge că lumina asta e neagră, mâine te convinge că e albă, e puternic în relații, guriță bogată, lingușitor, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, ăsta când se însoară într-o clipă. Flegmaticul e omul ideilor. Ăștia sunt oamenii creativi. Nu-s bun de acțiune. Sunt cam comozi, dar au un cap grozav. De aici au ieșit actorii, geniile. Și melancolicul e omul viselor. El nu comunică, e foarte introvertit. Ultimii doi sunt foarte introvertiți. Dacă vreți să aveți un soț comunicativ și așa mai amuzant, luați-vă din primele două categorii, că n-o să-l schimbați. Dacă vă luați din 3 și 4, așa e el. Omul are o activitate puternică interioară, la nivelul sentimentelor și gândurilor, dar comunică mai greu. E o persoană care n-are prea multă încredere, are nevoie să se gândească, e foarte prudent. Asta nu înseamnă calitate sau defect, ci înseamnă doar particularitate. Niciun temperament nu e mai bun decât celălalt. E doar diferit. Toate au defecte și calități. Atunci când vorbim despre factori care determină personalitatea, spunem că a doua parte a personalității, pe lângă zestrea genetică născută, e cea dobândită. Ăsta e caracterul. Temperamentul nu se schimbă niciodată. Dacă cineva o să vă spună că se schimbă temperamentul la botezul în apă, botezul cu Duhul Sfânt, la pocăință, la sfințire, să-i spuneți, dragul meu, tu ești sigur că înțelegi și el la temperament. Temperamentul e viteza de reacție a sistemului nervos. E structura sistemului nervos, e frame-ul psihologic al unui om. Nu se schimbă, oameni buni, nu se schimbă culoarea ochilor când te pocăiești. Temperamentul e temperament, așa te-ai născut, așa mor. Cine e piper, piper e mic, piper e adult, piper e bătrân. Cine e așa mai... așa e toată viața. Însă caracterul se schimbă, pentru că acest caracter este suma obiceiurilor pe care ți le formezi. Poți să fii un om de caracter că fumezi sau poți să fii un om de caracter că nu fumezi. Adică te poți lăsa de țigări, dar te poți apuca de țigări. Nu te poți lăsa de culoarea ochilor cu care te-ai născut sau de culoarea părilor cu care te-ai născut, numai dacă te feștești, adică te vopsești, te aranjezi. În Biblie
E greșit acolo, în Biblie temperamentul. Nu, în Biblie caracterul este roada Duhului. Și dumneavoastră știți roada Duhului în Galateni 5, capitolul 22, versetul 23, cu cele trei valențe pe care le are. Domeniul spiritual, relațional și personal. Dar merg repede, repede, repede ca să ajung aici. Asta v-am mai arătat eu odată, cred, dar nu are nicio importanță. Am vrut să vă spun următorul lucru. În fiecare temperament există defecte. Defectele temperamentale sunt reacții. Ele nu sunt acțiuni conștiente, sunt reacții inconștiente. E ca și semnalizarea la mașină. Te gândești când ai semnalizare la mașină? Nu. Vorbești la telefon și țâc, 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 țâc. Se numește automatism comportamental. Adică ți intră în reflex și îl faci inconștient. E bine, de aceea oamenii spun, unii prea sinceri, ce să faci? Așa sunt eu. Eu am defectul ăsta. Uite ce să faci. Pune un gard în jurul temperamentului pe care îl ai, și gardul să fie făcut din caracter. Dezvoltă înfrânarea poftelor în caracter și atunci când temperamentul va simți la nivel, iertați-mi expresia, animalic să se exprime specific cum ai temperamentul, caracterul spune stop. De pildă, eu toată viața m-am luptat să vorbesc cumpătat, mai puținel, mai aranjat, să nu mă enervez, să nu mă ambalez, să vorbesc încet, mai ales cu Carmen, cu soția. Păi ce ar fi să fiu ca un sergent major cu ea? O băgam în pământ de mult. M-am luptat la maxim să fiu blânduț, liniștit. Dacă ceva mă deranjează, să amân până când o să găsesc un moment potrivit ca să-i vorbesc. M-am luptat la maxim cu treaba asta. Dacă mă lăsam în voia stilului meu de sergent major, era complicat pentru ea. Foarte complicat. Și sigur, la ea alte manifestări care erau specifice la ea. În momentul în care ai defecte în temperament, adică așa simți să faci, ăsta ți-e stilul și e defect, înconjoară-te cu caracter, adică dezvoltă-ți înfrânarea în domeniul acela și atunci când carnea tinde să se manifeste, spre exemplu să te răstești, să țipi, să zici, bă, te pleznesc, ascultă-mă, ai o lipsă de caracter. Eu nu te condamn pentru temperamentul care l-ai, că ăsta nu-l alegi, te naști cu el. Dar te condamn pentru, nu te condamn, îți imput faptul că după atâția ani de pocăință nu ți-ai format obiceiul de a te înfrâna. Înfrânarea poftelor e roada Duhului, e o valență, adică un aspect al caracterului. Înseamnă că omul ăla nu e un om de caracter. El e în partea animalică, în partea lui născută, genetică, este așa ca bunică sau țăndăros. Păi omule, trebuie să-ți dezvolți înfrânarea poftelor. Nu poți așa să-ți faci de cap în adunare că așa sunt eu. Pocăiește-te dacă ești așa. Închei, aceasta este penultimul slide pe care îl arăt și următorul este ultimul, evident. Vă rog să mă îngăduiți să spun lucrurile astea, o să le spun cât pot de repede. Ceea ce spun acum socotesc că este cel mai important lucru pe care eu îl spun în seara asta. Ce vreau să spun acum este să vă aduc aminte de faptul că ai noștri copii sunt victimele părinților. Sunt victimele părinților pentru că în perioada în care ei își formează valoarea de sine, iar valoarea de sine este șeful reacțiilor din inima unui om, ei nu sunt conștienți de ce formează. Părinții le formează valoarea de sine prin obiceiurile lor. Dacă trăiești în casă cu niște părinți complicați, vei fi un om complicat. E adevărat că prin pocăință personală te poți schimba și îți redefinești valoarea de sine, dar cea care ți-o formezi ca și copil are moștenirea dobândită din obiceiurile părinților. Dacă ai avut o mamă care a țipat și care a făcut scandal și ești fată, crede-mă că vei avea probleme mari să fii la fel ca mamei din punctul ăsta de vedere și va trebui să te lupți mult și să te schimbi, că altfel vei avea parte de nefericirea ei. Fiecare dintre noi ne târâm trecutul după noi. Am o grămadă de lucruri din trecutul meu. Frică, singurătate, un copil fără părinți, un copil care n-a avut niciodată nimic. O grămadă de lucruri din trecutul meu mi-au marcat viața și de-a lungul vieții m-am luptat foarte mult să ies de sub autoritatea lor, să nu mă domine, să nu fiu robul unor automatisme formate de alții în copilăria mea. A trebuit să trăiesc la nivelul acțiunilor, nu la nivelul reacțiilor mele formate în copilărie, dar în sfârșit să trec la treabă. Cercul ăla este capul unui om, e mintea unui om, dar capul nu pe din afară, înăuntru, îi desfacem capacul și uitați ce se vede. Omul are o parte numită conștient. Ăsta este locul unde se prelucrează informațiile. Informațiile vin prin cele cinci antene care le vedeți. E văz, auz, pipăit și gust. Cele cinci se numesc percepții senzoriale.
A doua parte mai de jos a capului nostru este subconștientul. Mai e un anumit inconștient, dar scopul meu este să vă spun ceva anume și mă folosesc numai de aceste două părți. De spune că e foarte psihologic sau filozofic. Nu-i deloc. Încercați numai să mă urmăriți, faceți efortul ăsta că închei imediat. Fiecare dintre noi în capul nostru avem o parte numită conștient. Cu partea asta lucrăm noi. Asta este partea de care noi știm. E partea de care noi suntem conștienți, e zona pe care noi o controlăm, e mintea noastră conștientă. Dar mai există o minte în care noi nu avem acces, de aici ies visele, noaptea. Și aici este valoarea de sine, subconștientul este locul valorilor de sine. Valoarea de sine este ceea ce îl definește pe un om. Un om are valoare de sine mai înaltă, e mândru, e arogant, are o notă de superioritate, îi disprețuiește pe toți, îi ironizează. Altul săracul, dacă toată viața i s-a spus, ești un prost, ești un prost, ești un prost, ești un... până la urmă a crezut și s-a comportat ca un prost. Și are o valoare de sine mică, el crede că nu merită nimic. Dacă cineva îl invită să cânte, spune, iartă-mă, eu nu știu să cânt. Iar dacă intră aici, mai să-i pleznească inima de emoții. Pentru că nu e învățat cu publicul, nu e îndrăzneț. Pentru că așa a fost învățat, bă, tu nu știi, bă, dă-i acolo că nu ești bun de nimic. Nu vă transformați copiii în niște incapabili, în niște handicapați. Dați-le curaj, dar în același timp să fie un curaj echilibrat ca să n-ajungă niște mândri și niște aroganți. Echilibru este mama înțelepciunii. Permiteți-mi să spun câte ceva. Mediul de hrănire înseamnă zona unde crește un copil, unde copilul e influențat, unde este hrănit în mintea lui. Mediul de hrănire e familia, că acolo se hrănește nu doar fizic, se hrănește și mental. Acolo îi se spune, asta e voie, asta nu-i voie, aia e bine, aia nu-i bine. Ăla e mediul de hrănire al minții, al sufletului lui. Mediul de hrănire e important să fie sănătos, că dacă mediul de hrănire e sănătos, îi dă o hrană bună, o hrană curată, o hrană nutritivă. Dar acum nu mă refer la mâncare pentru stomac, ci mă refer la educația din minte. Ei, mediul de hrănire e familia, e școala, e biserica, sunt locurile pe care copilul le frecventează și unde este influențat. Ăsta e mediul de hrănire. E, observați, nu se vede pe televizor. Acele cinci săgeți care sunt aici ca și părul, sunt percepțiile senzoriale. Aceste percepții senzoriale sunt porți prin care informația din mediul de hrănire intră în cap. Cum intră din mediul de hrănire în capul meu? Prin văz, eu văd cum cântă fratele la orgă și dintr-o dată pătrunde în mintea mea că la orgă se cântă așa și așa și așa. Îl văd pe fratele că face un lucru așa și zic, mă, să mă uit bine cum face ca să fac și eu. Iată dar cum în mintea mea pătrunde un lucru din afară, prin văz. La bărbați, prin văz, pătrunde cel mai mult. Ei sunt niște oameni vizuali. Ei, al doilea simț este auzul. Noi câte lucruri, numai în seara asta, câte am auzit? E, mediul de hrănire a fost biserica în seara asta. Și a venit un om care pur și simplu ne-a bombardat cu informații. Și toate au intrat prin poarta anumită auz. Dacă mâncăm ceva, intră prin gust. Dacă în relația cu familia pe care ne permite să-i atingem cu mâna, intră prin pipăit. Câtă valoare are pentru soție un gest când o mângâiem? Păi poți să-i spui un milion de cuvinte, să-i scrii 10 cărți, că n-are valoare la un simplu gest. Într-un gest există o semnificație uriașă. Când îți mângâi copilul pe cap, cum ai putea să-i spui în loc să-l mângâi? Ei, toate aceste porți, 5 porți pe care omul le are, sunt simțurile pe care i le-a dat Dumnezeu din naștere ca să se relaționeze. Spre exemplu, dacă eu n-aș vedea, nu e așa că aș veni la dumneavoastră peste amvon? Că nu văd amvonul. Dar dacă văd, îl ocolesc. Dacă eu n-aș auzi și dumneavoastră m-a striga, hei Luigi, vino un pic, m-aș uita la dumneavoastră și n-aș ști ce spuneți, că n-aș avea simțul. Dar am simțul văzului, am simțul auzului, am simțul pipăitului, am simțul mirosului. Și am simțul gustatului. E, aceste simțuri mă ajută pe mine să știu, e amar sau dulce? Miroase a ars sau nu? E fierbinte? Sau, nu-i fierbinte, pot să beau ceaiul. Nu e așa că atunci când bem ceaiul sau cafeaua, punem mâna pe ceașcă și dacă ne frige, acum nu ne frigem și limba după ce că ne-am frig mâna. Ei, ce am vrut să spun e că toate lucrurile care intră în mintea noastră intră prin aceste 5 porți. Oamenii care nu au unul sau mai multe din aceste simțuri se numesc oameni cu handicap. Ei, din mediul de hrănire, dacă trăim între bandiți, numai lucruri banditești ne intră în suflet.
Tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Dacă trăim între oameni de calitate, oameni de cuvânt, oameni respectoși, oamenii lui Dumnezeu, ei pun din tezaurul Bibliei în noi lucruri de calitate. Iată dar cum eu devin o victimă a anturajului în care trăiesc. Nu vă lăsați copiii să meargă în medii care le știți murdare, că copiii prin aceste cinci uși vor intra în mintea lor lucrurile murdare din locul unde s-au dus. Noi suntem ființe influențabile pentru că avem ferestre în cap, cinci ferestre. Iertați-mă să vorbesc așa puțin foarte ciudat, dar să nu fiu filozofic, mă feresc să nu fiu filozofic. Prin aceste cinci ferestre ne intră în cap toate informațiile din mediu, indiferent că luăm informații pipăind, gustând, mirosind, auzind sau văzând. Și toate astea vin în zona conștientă, într-o cameră numită... E ca atunci când la Giulasco sau alt magazin de aici bagă marfă și vine trocul, dă cu spatele și începe să descarce de acolo. Descarcă sucuri, descarcă apă minerală, descarcă salam, descarcă conserve. Ei, unde se duc toate astea? Se duc într-o magazie unde le stochează. Ei, în mintea omului, magazia unde se stochează e conștientul. Dar aici nu se stochează pentru întotdeauna. Asta aici se selectează. Și tot ce intră în mintea unui adult, el le verifică cu mentalitatea pe care o are. Dacă e un om legalist, o verifică într-o manieră legalistă. Dacă e un tip liberal, o verifică cu liberalismul din capul lui, că fiecare gândește doar cu capul lui, nu poate gândi cu alaltuia. Asta se numește capacitate de discernământ, capacitatea asta de a cântări marfa care intră prin văz, auz, miros, pipăit și gust în noi, noi o cântărim. Cea care nu e de calitate, spre exemplu mie, dacă îmi spuneți așa, Iisus nu este Domnul, știți ce fac eu cu afirmația asta? Ești afară. Și am și aruncat-o afară din mintea mea. Imediat am selectat-o ca fiind nu rea, periculoasă. Și tot ce omul selectează în conștient și este bun, se potrivește cu sistemul lui de valori, le pune în magazia finală unde se păstrează, în subconștient. În subconștient există o cutie numită valoare de sine. Valoarea de sine este ceea ce produce, să pun săgeata, reacțiile oamenilor. Ce se numește reacție? Uitați, eu acum dacă merg aici la fratele și merg la el și îi fac așa, el dintr-o dată va reacționa. Asta e o reacție. Reacția nu-i gândită. Reacția nu-i gândită. Omul face așa fără să gândească să facă așa. Face din reflex. Ăsta se numește reflex. Ei, valoarea de sine care este în subconștient, ea are toate sutele de reacții pe care omul le are în viață. Am mers odată pe stradă și dintr-o dată m-a depășit o mașină claxonând la o intersecție și o femeie, iertați-mi că spun treaba asta, mi-a arătat ceva cu mâna. Dom'le, am fost șocat. În viața mea o femeie n-a făcut asta. Un bărbat am mai auzit, am mai văzut. Dar o femeie... E, acum eu am avut o reacție. Reacția nu-i gândită, nu-i conștientă. Reacția este ceva ce e un automatism pe care îl pui acolo și când vine vorba despre chestiuni de genul ăsta, iese fără să-ți dai seama. Încercați să țineți minte ce vă spun acum. Când cineva reacționează înjurând, să știți că ăsta este un obicei ascuns al lui. El o să zică, am sorry, nu știu cum mi-a scăpat mie asta. Reacțiile nu-s gândite, nu-s scăpate. Ele ies din valoarea de sine ca niște automatisme formate din copilărie. El face asta de obicei, dar face ascuns. Reacțiile ne dau pe noi de gol. Dacă omul spune ceva gândit și în loc de 1 plus 1 fac, să spună 2 și spune fac 3, el nu din reacție spune asta, că știe că fac 2, dar a greșit conștient, adică conștient, nu din reacție. Dar când cineva reacționează într-un fel, să știți că ăla este el. Ceea ce ne definește pe noi e valoarea de sine. Iar valoarea de sine este ultima cameră unde noi împingem lucrurile care vrem să ne definească valorile, prioritățile, convingerile și mentalitatea noastră de viață. Acum, am spus toate astea despre adult, ca acum să închei prezentându-vă ultimul slide, să vă prezint cum este un copil și să vă spun de ce este o victimă. Uitați de ce e o victimă. Trec peste toate mișcările astea, permiteți-mi să-i... Uitați cum e capul unui copil. E numai jumătate din cap. El nu are conștient. Copilul nu are filtru. Un copil de un an,
Dacă îi spui Emanuel, 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 el va răspunde la numele de Emanuel. Dacă îi spui Baubaule, 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 el va răspunde la Baubau. El n-are minte să zică, tati, dar Baubau m-ai chemat, Baubau e un nume urât. El săracul, poți să-i spui și minciunică, minciunică, pe el îl va chema minciunică. N-are filtru, un copil n-are filtru. Îi spui, hai că vine încoace cu bomboană, uite, bomboană, bomboană, bomboană. Și îl duci, el n-are filtru. Un copil nu are conștient, nu are capacitatea de prelucrare. Copilul nu știe să prelucreze. De aceea este, îngăduiți-mi să folosesc termenul, măcar că e puțin cam urât, e prostuț. Îl duci cu zăhărelul, îl păcălești, îl înșeli. Pentru că el nu are discernământ, el nu are capacitatea de prelucrare. Și pentru că nu are capacitatea de prelucrare, filtrul ăla numit conștient, părinții duc în subconștientul lui ce vor ei. Mediu de hrănire în general, părinții, biserica, dacă crește într-o biserică legalistă, copilul acela se va trezi legalist fără să aleagă. El nu alege, ci pur și simplu în subconștientul lui, pentru că nu are filtru să măsoare, să cântărească, în subconștientul lui vine legalismul din mediu de hrănire unde el a crescut. Și se trezește copilul ăla un legalist feroce, stai de vorbă cu el și spui-te mă ce scrie Biblia. Nu poate să creadă, pentru că el e condus de valoarea de sine pe care i-au format. Legaliștii din mediul legalist al copilăriei lui. 20 de ani a auzit așa. Sau invers, liberal. Ce am vrut să surprind, frații mei, este următorul lucru. Priviți, vă rog, aici că acest copil este o victimă a mediului de hrănire de aici. Și tot ce părinții spun că e bun, pentru copil e bun. Copilul crede pe părinți, are încredere în ei. Și toate valorile, bune sau rele, pe care părinții le pun în subconștient, că el n-are conștient să filtreze, toate devin mentalitatea lui de viață. Și când se însoară, îl vezi un băiat frumos, un băiat înalt, aranjat, are mașină, câștigă bine, dar valoarea de sine este ascunsă și nu o vezi. Și după nuntă, începe calvarul. Sau invers, începe calvarul. Domne, face fata asta niște crize de isterie. Țipă, urlă, se trage de cap, se dă cu capul de pereți, se împinge în ușă, ia cuțitul. Pur și simplu ești șocat, n-ai văzut așa ceva în viața ta. Și totul este ascuns în cutia asta de aici, anumită valoare de sine, în subconștient. De ce? Așa a văzut în casa ei, așa și-a rezolvat maică-sa problemele. Sau invers, așa și-a rezolvat taică-sa problemele. Ascultați-mă ce vă spun, valoarea aceea de sine nu se schimbă decât foarte, foarte, foarte greu prin naștere din nou. Valoarea asta de sine se definește în primii 7 ani de viață. Un copil la 7 ani este predestinat pentru restul vieții să se poarte cum au fixat cei din primii 7 ani de viață ai lui, valorile lui. De aceea se spune când te căsătorești, te rog frumos să o cunoști și pe maică-sa, mai întâi pe maică-sa să o cunoști, să vezi ce fel de femeie este. Dacă e o femeie bună, echilibrată, să știi că fiică-sa plus minus e ca ea. Dacă maică-sa, ascultă-mă ce-ți spun, știu că dacă o iubești nu gândești ca mine, dar ascultă-mă ce-ți spun, este cam acolo. Cam acolo, cam acolo e, că au stat într-o casă și totul a devenit bun comun. Nu vreau să devin răutăcios, nu vreau să devin insinuant, nu vreau să devin acuzator, nu-i problema mea. Tot ce fac încerc să ajut și să spun câteva lucruri care nu se văd. Să explic un mecanism, cum poate un înger de fată frumoasă ca o zână să ajungă nu știu ce cuvânt să folosesc, un balaur. Sau invers, un băiat atât de frumos care ți aduce flori, care se sacrifică la maxim pentru tine, pur și simplu te strânge de gât. Știți de unde ies astea? Din subconștient. Și știți cine le-a pus acolo? Mediu de hrănire. El săracul la 2 ani a văzut așa la mama, a făcut și el. Închei spunându-vă fenomenul acesta, folosind exemplul unei persoane căreia i s-a amputat un picior. A trecut 15 minute, am sperat că în 2 termin. Încrederea în predicator e cam complicată. Închei cu exemplul acesta. Dacă unui om îi se amputează un picior, doctorii științifici au stabilit următorul tipar. Pentru următoarele zile, în creier, el are o hartă, cum e exact la mașină, are în harta din creier are 2 picioare, creierul așa vede trupul pe care îl conduce, 2 picioare, 2 mâini, dar el nu știe că i s-a tăiat
Creierul nu știe că i s-a tăiat un picior și el încearcă să-l miște și trimite semnal prin nerv la mușchi, mișcă piciorul și semnalul se duce și se întoarce înapoi că nu s-a mișcat piciorul, nici nu e piciorul și el încearcă din nou să-l miște, 21 de zile durează la creier timp să se convingă că piciorul nu mai este și el șterge din creier, din schemă, el șterge al doilea picior și de atunci încolo, pentru întotdeauna, el nu mai încearcă să-l miște, că i-a șters. De aici oamenii de știință au stabilit următorul lucru. Când faci un lucru de 20-30 de ori, el în creier i-a adăugat în schemă, să zicem obiceiul de a fuma. Asta numesc medicii dependență. E dependență pentru că creierul îl scrie pe hartă. Îi face un punct mic și de atunci încolo ține cont de treaba asta și trimite o substanță care creează dependența și nu te poți abține, că nu-i vorba obiceiul în sine, e o substanță chimică care dă plăcere, care dă obligație, care dă dependență, o grămadă de substanțe. Noi suntem ca un combinat chimic. Ei, orice persoană care face de prea multe ori un lucru, de 20, de 30 de ori, îi va deveni obicei pe viață. Și e foarte greu să te lași de obiceiul acela, pentru că din nou trebuie de 30 de ori să spui nu, să te înfrânezi. Cine fumează trebuie să se oprească conștient și voluntar de 30, 40, 50, 100 de ori. Și pe timp ce repetă mai mult și mai mult și mai mult, dependența, atracția scade, până când poate să o controleze și nu mai fumează. Așa e cu pornografia, iertați-mi că spun asta, așa este cu autosatisfacerea, cu masturbarea. Marea problemă a tinerilor de astăzi, pornografia și rezolvarea problemei hormonale care se creează prin vederea la imaginile acelea. Și fac lucrul acesta o dată, de două, de zece, apoi se creează chimicul acela care îi cheamă, repete, mai bagă un drog. Indiferent că e vorba de pornografie, drog, alcool sau țigări, același mecanism, e aceeași chestie. Indiferent că mă scarpin sau tot mâna asta o folosesc cu aceleași mișcări. Ei, se creează dependența și nu mai poate omul să se lase, nu mai poate, pentru că chimia e puternică. Ceea ce trebuie să facă este să postească, să se roage și să cunoască fenomenul. Prima oară e cel mai greu să spui, nu mai fumez. Apoi, dacă reușești prima oară, urmează a doua oară să spui. Trebuie să știi că trebuie să spui de 20, de 30, de 40 de ori, dacă automatismul e foarte puternic. Sunt și oameni mai ambițioși și mai neambițioși. Asta complică din nou problema, creează multă flexibilitate. Fraților, în momentul în care un copil, datorită lipsei de educație sănătoasă din familie, ajunge un derbedeu ascuns în valoarea de sine din subconștient, ca o victimă a unei educații proaste și nesănătoasă, copilul acela e condamnat pe viață să fie un derbedeu. El poate să se prezinte un băiat politicos, o fată politicoasă, dar el e un monstru în interiorul lui, în valoarea lui de sine. Și atunci când își va pune mintea și va scoate adevărul la iveală, el va fi omul acela. Numai Dumnezeu prin nașterea din nou poate să îi schimbe, dar și aia nu prin absența lui, ci prin disciplinarea lui. Imaginați-vă cât de important este să ne educăm copiii. Imaginați-vă cât de important este să nu vorbim în fața lor pe nimeni de rău. Biserica trebuie prezentată ca un rai, ca o grădină a Domnului. Orice defect al fraților trebuie ascuns de copiii noștri și să nu-l știe. Orice se vorbește rău împotriva școlii, să spunem, nu tati, tu trebuie să înveți școală, că dacă înveți carte, tu vei ajunge mare, tu vei avea bani, tu vei fi fericit. Să prezentăm școala ca pe un ideal. Nu mai este timp de treaba aia, că e târziu și nu vreau să ispitesc pe frați. Am vrut să vă arăt ceva în încheiere, dar cred că este bine să ne oprim aici. Știu că pastorul Gaude mai are câte ceva de făcut. Îmi cer scuze că am depășit așa de mult. Am vrut să ajung la sfârșit și să vă spun lucrul acesta. Această înțelegere a revoluționat viața mea. Pur și simplu îmi dau seama cum funcționează mintea unui om exact ca un motor de la mașină. Și dacă știi cum funcționează, îl poți repara. Știi că se deschide o supapă, se ridică un piston, coboară înapoi, pune presiune pe roți prin transmisie. Ei, când știi lucrurile astea, știi cum ce să faci ca să te lași de țigări sau de alte, poate cineva de nervi, de mânie, de înjurături, de alte prostii. Oamenii ai lui Dumnezeu, investiți în copiii dumneavoastră. Tot gunoiul care îl puneți în ei, pentru întotdeauna ai pus acolo. Îi veți condamna să fie niște derbedei, niște oameni complicați, se vor certa în familie, vor fi nefericiți și vă vor urmări și după ce plecăm acasă în mormânt.
vor spune numai din cauza lui tata și lui mama, că la ei am văzut că au făcut lucrurile alea. Și vreau să ne rugăm în această seară să fim responsabili de ce arătăm copiilor noștri, de ce punem în valoarea de sine din subconștientul lor. Și la ei vor apărea filtrul mai târziu, când vor deveni conștienți de realitățile vieții după 14 ani. Mă rog Domnului pe mine și pe dumneavoastră să ne ajute să cultivăm în cei care vin după noi pe Domnul, pe care Duhul Sfânt și Evanghelia l-a pus în inima noastră. Amin.